Bună dimineața, dragi colegi! Vă rog frumos să vă să luați locul și să începem ședința. Rog secretariatul să anunță prezența. Doamnelor și domnilor deputați, bună dimineața! Vă anunț că la ședința Parlamentului, din totalul celor 101 deputați, și-au înregistrat prezența 95 deputați. Nu s-au înregistrat deputații Vlah Irina Cerere, Dodon Igor Cerere, Tomai Ion, Reidman Oleg Cerere, Smirnov Eduard concediu medical, Chirtoacă Dorin. Vă mulțumesc frumos, ședința este deliberativă, vă rog să onorăm drapelul de stat. Vă mulțumesc. Stimați colegi, ieri și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru Petru Porcescu. Se urăm la mulți ani, mult sănătate, succese frumoase. Suntem la partea de aprobare a ordinii de zi pentru astăzi. A fost înaintată de către birou permanent ordinea de zi care a fost distribuită pentru ziua de astăzi, 20 februarie 2015. Dacă sunt propuneri la ordinea de zi, vede deja domnul Ceban, poftiți. Ion Ceban. Domnul președinte, mulțumesc. Ion Ceban, fracțiunea Partidului Socialiștilor. N-am mai avut câteva propuneri la ordinea de zi. Păi, e de competența plenului să decidă da sau nu. Domnule președinte, sunt multe și foarte grave abateri de la legislație în ceea ce ține nemijlocit de aprovizionarea cu medicamente a instituțiilor medicale. Domnul Ceban, numai puțin. Da. Numai puțin. Subiectele respective noi le-am discutat ieri în birou permanent. Vreau să o întreb pe doamna Greceană, ca președintea fracțiunii. Doamna Greceană, dumneavoastră o să reiterați aceleași propuneri ca și ieri în birou permanent? Da, domnul președinte, mulțumesc. Noi am să reiterăm aceleași propuneri, fiindcă noi am consultat colegii noștri din Comisia Protecției Sociale. De fapt, acolo n-au fost luate careva decizii finale și nu sunt cunoscute societății. De ce noi propunerile le reiterăm, acele care au fost, și în plus mai avem câteva. Atunci vă rog frumos, inițial, numărul proiectului, denumirea lui, și aveți un minut doar la dispoziție pentru a motiva propunerea. Înscrise au fost făcute și ele sunt înscrise încă de ieri. Vă rog frumos, domnul Ceban. Domnul președinte, mă refeream la proiectul numărul 232 din 17.02.2015, deci cu privire la elucidarea situației de pe piața farmaceutică a Republicii Moldova. Noi solicităm audierea conducerii Ministerului Sănătății privind situația de pe piața farmaceutică a Republicii Moldova și asigurarea cu medicamente a instituțiilor medico-sanitare publice. Deci spuneam că este o situație foarte gravă, oamenii nu primesc medicamentele, deși au poliță, iar în general sunt impuși să plătească aceste medicamente. Plus să vedem ce se întâmplă cu majorarea prețurilor la medicamente. În acest context mai propunem și proiectul numărul 32 din 18. Sperând. Da. O propunere, vot. O propunere, haideți. Vot. La propunerile respective, fiecare fracțiune are dreptul la o singură obiecție sau motivație. Domnul Strălez, din partea fracțiunii Partidului Liberal Democrat. Domnul Strălez, Valeriu. Dorm. Așa. Mulțumesc, domnul președinte. Odată ce colegii socialiști au decis să mai reitereze odată, vom reitera și noi încă odată ceea ce am obiectat la birou permanent. Și noi am menționat destul de tranșant că noul ministru sănătății deja are viziuni și măsuri energice de întreprins pentru a redresa situația în domeniu și am zis că să-i oferim măcar un 7-10 zile pentru implementarea acestui plan de acțiuni. Și am menționat că în cazul în care acest plan încă nu va da rezultate, noi, ca fracțiune, care l-am desemnat în guvern, noi îl vom chema în plen și vom cere un raport detaliat la subiect.
De aceea înțelegem această, mă rog, ca de obicei, abordare opoziționară sau opozantă, cum pentru a-și manifesta marea grijă față de oameni, dar ne dăm seama că, de fapt, obiectivul final este de a face un show din aceste audieri, în cazul unui ministru care are două zile de când a fost numit în funcție. Așa că rugăm să tratăm cu înțelegere această situație și, cu siguranță, în următoarele săptămâni vom reveni la acest subiect, domnul Ceban. Vă mulțumesc frumos. Într-adevăr, acestea au fost discuțiile și cuvântul fier doamnei Domenti, care, ca președinte de comisie, are mai multe de menționat. Stimați colegi, după cum s-a remarcat, noi în comisie am audiat acest subiect nu odată, noi am organizat câteva ședințe la acest subiect. Situația, într-adevăr, este complicată, dar este foarte bine că la aceste audieri au participat reprezentanți din toate fracțiunile, practic deputați din toate fracțiunile dețin informații de la Ministerul Sănătății, de la toate structurile de resort, care este situația concretă, inclusiv și din instituțiile medicale. În ceea ce privește deciziile care au fost luate, noi am constatat că acum guvernul are tot cadrul legislativ necesar pentru a întreprinde măsuri de a debloca situația și nu e nevoie de intervenția Parlamentului. Acum, într-adevăr, Ministrul Sănătății ieri abia după masă a ajuns la Ministerul Sănătății. Lăsați-l să-i dăm timp să întreprindă aceste măsuri urgente, să deblocheze situația, nu să-l ascultăm aici să stea jumătate de zi pe fotoliu și iarăși din nou nu o să soluționăm problema. Deci asta e ceea ce vreau să zic. Dar informația există, care este situația, informația este distribuită, dacă trebuie o distribuim tuturor deputaților, dar ea a fost prezentată. Mulțumesc. Domnul Ciuban, dacă aveți nevoie de informații, adresați-vă comisiei și vedeți când alții scriu cereri, alții lucrează. Domnul Ghimpu, la acest subiect aveți? Vă rog frumos. Vă amneață și mulțumesc. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Oxana Domentic. Mare treabă nu o să iasă dacă o să vină ministrul și lasă să lucreze. Problema este că trebuie să implici în procuratura, organul de drept, să vadă de ce am ajuns în situația asta. Deci cele mai proaste medicamente vin la noi aici, că cumperi și măcar te îmbolnăvești când bei pastile sau primești injecțiile astea. Aici organul de drept trebuie să lucreze. Cum am ajuns în situația asta? Dar nu ministru să vină să ne spună nouă povești aici. Domn procuror general, mă auziți? Da, mulțumesc. O să-i transmitem. Dacă nu sunt la acest subiect alte propuneri și obiecții, o să supun votului, domnul Ceban. Cine este pentru introducerea pe ordine de zi a proiectului numărul 232 din 17 februarie 2015, vă rog să votați. Nu sunt suficiente voturi. O altă propunere, domnul Ceban? Mulțumesc mult, domnule președinte. Proiectul numărul 32 din 18.02.2015, în continuarea gândului pe care l-a expus domnul Ghimpu, este vorba despre constituirea Comisiei de Anchetă pentru elucidarea situației de pe piața farmaceutică Republicii Moldova și modul de asigurare cu medicamente a instituțiilor medico-sanitare publice. Eu, domnule Streleț, aș vrea să fac o remarcă, doar că ați încercat să mă vizați și poate și pe doamna Domente în acest sens. Stimați colegi, eu nu știu cine și cui trebuie să-i explice, dar dacă puteți să-i explicați bolnavilor de la spitalul oncologic de ce lipsesc medicamentele și de ce se face așa că ei trebuie să plătească aceste medicamente, eu cred că am avea și ar trebui să avem cel puțin bunul simț în acest sens și un respect față de oameni, că v-au votat și pe voi, exact ca și pe noi. Domnul Ceban, vă rog frumos. Deci este vorba despre comisia de anchetă. Domnul Ceban, noi știm despre ce este vorba. Atunci când faceți o propunere, faceți o propunere a proiectului propus, motivați strict într-o minută, fără să vă adresați altor deputați. Dacă pornim felul în care dumneavoastră considerați că se lucrează, atunci noi am avea dezbateri numai pe proiectul dacă se introducem pe ordine de zi ceva sau nu toată ziua. Vreau să vă readuc aminte ceea ce, sau să vă informez dacă nu știți, ceea ce s-a discutat ieri la biroul permanent. Comisia condusă de doamna Domenti deja a făcut 4 audieri. Comisia permanentă are la fel obligații și competențe, la fel ca și comisii de anchetă. Comisia permanentă condusă de doamna Domenti deja are și un raport, are și recomandări și, mai mult ca atât,
din câte am înțeles, vor fi demersuri și adresate autorităților și procuraturii în mod special. Ministrul, care are 48 de ore, abia a intrat în lucru și, așa cum a menționat și domnul Străleț, în timpul cel mai apropiat va fi chemat în plen. Dacă vrem să rezolvăm problema, să o rezolvăm cu adevărat, dar nu să facem speculații. Ați făcut propunerea numărul 32, am să o supun votului și aici încheiem dezbaterele. Cine este pentru propunerea numărul 32 din 18 februarie 2015? Vă rog frumos să votați. Vot insuficient. Și o ultimă. Următoarea propunere. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul numărul 233 din 17.02.2015 se referă la audierea conducerii Ministerului Muncii și Protecției Sociale a Casei Naționale de Asigurări Sociale privind respectarea angajamentelor de achitare a plăților sociale. Aici mă refer la pensii, indemnizații, compensații pentru perioada rece a anului. Noi am peste 200 astăzi de solicitări, adresări în fracțiune, unde ne se spune că de la adaosurile la pensii și terminând cu compensațiile pentru perioada rece, este un haos total în achitarea acestor plăți și insistăm ca aici să fie audiat Ministerul Protecției Sociale și Casa Națională. Vă rog să puneți la vot. Doamna Dominte, vă rog frumos. Stimați colegi, noi și acest subiect l-am examinat în cadrul Comisiei de Specialitate. Am invitat inclusiv directorul Casei de Asigurări Sociale, care ne-a raportat că nu există astăzi datorii în conformitate cu legislația la achitarea prestațiilor sociale despre care ați pomenit dumneavoastră, domnul Ceban. Posibil că există anumite rețineri în raport cu termenii tradiționali, dar legea nu a fost încălcată. O zi, două, posibil. Directorul Casei de Asigurări raportează că nu există restanțe în acest sens. Avem iarăși informația prezentată Parlamentului. Nu știu dacă o să depistăm aici ceva nou. Este altceva problema salariilor, dar asta nu ține de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Vom doar mai repetați o dată numărul de înregistrare. 233 din 17.02.2015. Acest proiect numărul 233 îl supun votului pentru a fi introdus pe ordine de zi. Cine este pentru? Număr insuficient. Vă mulțumesc frumos. Mai aveți încă o propunere? Eu nu am și dacă puteți să-mi dați și mie demersul scris, doamna Liliana Palehovic de procedură, ulterior doamna Apolski propunere. Stimați colegi, vreau să fac referință la articolul 46. Modificare și completare ordinii de zi. Propunerile pe care dumneavoastră le-ați înaintat ieri la ședința biroului au fost respinse de către birou, nu au fost introduse în ordinea de zi. În articolul 46, punctul 1, este scris expres că dumneavoastră trebuie să mai prezentați încă o dată propunerile în scris înainte de începerea ședinței aici domnului președinte. Dumneavoastră nu ați făcut acest lucru. A fost o excepție astăzi că v-a permis să prezentați proiectele. Vă rugăm mult să respectați regulamentul. Dacă biroul a respins propunerile, ele nu mai trebuie examinate dacă nu sunt înregistrate de nou înainte de ședință. Mulțumesc frumos. Doamna Apolski, vă rog frumos. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, rog respectuos să uzați de dreptul dumneavoastră și să introduceți în ordinea de zi proiectul de hotărâre sub numărul 36 cu privire la demisia unor deputați. Și totodată am să vă rog, înainte de a procede la raportarea proiectelor de legi care sunt incluse și suntem responsabili Comisia Juridică, să ne dați o pauză, posibilitatea să ne întrunim în 10 minute la acest. Pentru acest proiect, numărul exact. 20. Mulțumesc. Numărul 36. Numărul 36, proiect de hotărâre privind vacanța funcției ce țin de miniștrii care au fost, de deputații care au fost numiți miniștri. Cine este pentru introducerea acestui proiect, numărul 36, pe ordine de zi? Vă rog să votați. Majoritatea. Domnul Țurcan, aveți propuneri pentru... Pentru ordinea de zi? Ele nu sunt făcute în scris în baza regulamentului și nu poate fi făcute în mod verbal. Dacă e doar pe procedură, dacă aveți. Domnul Țurcan Vladimir. Da, mersi mult.
În primul rând, propunerea aceasta n-a fost ieri discutată la ședința biroului. Asta e una la mână. Doi, prevederea care doamna Polihovici a dat citire, deci nu prevede în mod expres situația că în caz dacă a fost respins propunerea, ea nu poate fi propusă în ședință în plen. Asta e una la mână. Și doi, totuși eu am o propunere ca să fie inclus în ordine de zi o chestiune care a fost înregistrată deja, deci a fost examinată în comisiile permanente. Deci, doamnă Polihovici, uitați-vă atent, articolul 46 acolo nu reglementează ceea ce numai ce ați spus. Asta e. Deci, propunerea este ca să fie inclus în proiectul ordine de zi, proiectul inițiativă legislativă sub numărul 386 din 29 decembrie 2014. Vă mulțumesc frumos. Reiterez și eu aceeași ce a reiterat și doamna Polihovici. Cererile pentru introducerea pe ordinea de zi se fac înscris înaintea ședinței și sunt autorii care sunt. De aceea, mă scuzați, nici nu știu despre ce este vorba în 386, de aceea nici nu o supun votului. Alte propuneri înscrise nu au fost, cu excepția propunerei la fel din partea Partidului Liberal, Partidului Socialiștilor, numărul 264. Cine vrea să o motiveze? Propunere înscrisă potrivit regulamentului numărul 246 au semnat domnul Novac, doamna Greceanu, domnul Furculiță. Cine vrea să prezinte? Domnul Novac. Domnul Novac. Da, mulțumesc, domnul președinte. Eu și-am solicitat cuvântul, de fapt. Deci, propunem introducerea pe ordine de zi a proiectului numărul 30 din 17 februarie 2015. Acest proiect este despre serviciu public de alimentare cu apă și canalizare, deci abrogarea legii numărul 303. Și în acest sens, domnul președinte, 264, ce? Numărul 30. Proiectul numărul 30. Demersul 264. Înregistrat. Înregistrat. Raportare. Raport. Proiectul de lege are. Are. A comisiei. Deci, domn președinte, a comisiei nu are. Atunci nu, a fost... atunci nu poate fi pus pe ordinea de zi. Alte demersuri nu au fost făcute în scris. De ce supun votului de procedură, domnul Munteanu? Valeriu Munteanu. Valeriu Munteanu, fracțiunea Partidului Liberal. Domnule președinte, anterior, prin vot, a fost inclus pe ordine de zi proiectul numărul 36, care nu are raportul comisiei. Dacă toți suntem la ora în care citim regulamentul Parlamentului, știți foarte exact acest lucru. Dacă suntem corecți, suntem corecți până la urmă. Nu pot fi introduse pe ordine de zi proiecte de hotărâre sau legi, proiecte de legi care nu au raportul comisiei. Dumneavoastră puteți la orice moment, după ce o să fie raportul comisiei, să introduceți prin dispoziția dumneavoastră acest proiect pe ordine de zi, dar nu acum, la această etapă, când lipsește raportul comisiei. Mulțumesc. Asta și a fost menționat și de doamna Apuschi, că se va lua 5 sau 10 minute pauză, se va face comisia și se va introduce. Bine, atunci o să introducem, dacă atât de mult insistați. Propun la vot ordinea de zi a ședinței Parlamentului din 20 februarie 2015, număr de 10 proiecte, la care o să mai revenim și cu al 11-lea, cel menționat data trecută de doamna Apuschi, numărul 36. Cine este pentru, vă rog să votați. Ordinea de zi este aprobată și să trecem la primul subiect, proiectul de lege pentru completarea regulamentului Parlamentului, adoptat prin legea 797 din 2 aprilie 1996. Este proiect în lectura a doua, numărul 240. Doamna Raisa Apuschi, ca președinte a comisiei, o invităm la tribuna principală să citească raportul pentru a doua lectură. Stimate domnule președinte, onorat prezidium, stimați colegi,
Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de lege pentru completarea regulamentului Parlamentului adoptat prin legea 797 din 2 aprilie 96, inițiativă legislativă a unui grup de deputați, aprobat în prima lectură în ședința în plenă Parlamentului din 17 iulie 2014 și comunică următoarele. Jurisprudența Curții Constituționale asupra prevederilor aliniatului 4 din articolul 131 din Constituția Republicii Moldova consacră obligativitatea existenței acceptului prealabil al Guvernului în privința amendamentelor sau propunerilor legislative care implică majorarea sau reducerea cheltuielilor, veniturilor sau împrumuturilor drept o condiție imperativă de la care nu poate deroga legislativ în procesul aprobării bugetului public național. Într-o asigurare a implementării în practică acestei norme constituționale, Parlamentul la data de 12 decembrie 2013 a adoptat legea 294, prin care a completat articolul 58 din regulamentul Parlamentului cu alineatul 2, care reglementează că avizul Guvernului este obligatoriu, conform prevederilor articolului 131 din Constituție, la proiectele de acte legislative și la propunerile legislative sau la amendamentele ce atrag majorarea sau reducerea veniturilor bugetare sau împrumuturilor. Actualmente, regulamentul Parlamentului nu descrie procedura interacțiunii între Parlament și Guvern, ci ține de transmiterea spre avizare amendamentelor cu impact bugetar. Astfel, proiectul dat de lege propune înlăturarea acestei lacune prin completarea regulamentului Parlamentului cu norme ce se vor răsfrânge asupra organelor de lucru a legislativului, cât și a Guvernului. În cadrul dezbaterilor asupra proiectului, Comisia a atenționat asupra faptului că, în conformitate cu prevederile articolului 36, alineatul 3 din legea privind actele legislative, în cazul în care se modifică sau se completează un singur articol dintr-un singur act legislativ în timpul actului de modificare sau completare, se face referire expresă la articolul modificat sau completat, precum și la actul respectiv. Totodată se propune de ajustat data adoptării actului legislativ în titlul proiectului, cât și în textul lui, 2 aprilie 96, iar partea introductivă urmând a fi expusă în următoarea redacție. Articolul unic 58 din regulamentul Parlamentului, adoptat prin legea 797 din 2 aprilie 96, cu modificările ulterioare, se completează cu alineatele 3, 4, 5, 6 cu următorul cuprins. Proiectul dat a fost avizat pozitiv de către comisiile permanente ale Parlamentului. Propunerile de îmbunătățire a proiectului care au parvenit de la Direcția Generală Juridică a Secretariatului au fost examinate și sunt menționate în raport. Reieșind din cele menționate mai sus și urmarea votului unanim al membrilor prezenți, Comisia propune proiectul de lege pentru completarea regulamentului Parlamentului spre examinare și aprobare în lectura în două în ședința în plenă a Parlamentului. Vreau să aduc aminte, onorat Parlament, că la adoptarea în prima lectură cineva din deputați și-a exprimat intenția de a propune amendamente. Amendamente nu au parvenit, de asta Comisia propune repetat de a fi votat în lectura a doua. Vă mulțumesc. Păreri pentru raportor. Nu sunt întrebări din câte văd. Atunci supun votului proiectul numărul 240 din 19 iunie 2014, ce ține de completarea regulamentului Parlamentului. Cine este? Suntem în lectura a doua. Cine este pentru? Și am să rog numărătorii să fie atenți. Cine este pentru? Sectorul 1. 26. Sectorul 2. 39. Sectorul 3. 14. De voturi, proiectul a fost aprobat. Următorul proiect este numărul 998 pentru lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 1123 din 30 iulie 92 cu privire la distincțiile de stat ale Republicii Moldova. La tribuna principală se invită președintele Comisiei Cultură, Educație și Știre, Tele, Sport și Mass Media, domnul Vladimir Hotineanu. Vă rog frumos. Stimate domn președinte, domnilor și domnilor deputați, Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a examinat propunerile și amendamentele parvenite la proiectul de lege 998 și reieșind din competențele și atribuțiile funcționale, comunică următoarele.
Proiectul de lege, inițiativă legislativă a deputatului din Parlamentul Legislator a 9-a, Ghenadie Ciobanu, a 19-a, Ghenadie Ciobanu, a fost examinat și aprobat în prima lectură în ședința în plen la 4 octombrie 2012. În contextul perfecționării proiectului pentru lectura a doua, Comisia a examinat amendamentele și propunerile parvenite de comisiile parlamentare, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului și a Guvernului. De asemenea, a fost consultată opinia aparatului președintelui Republicii Moldova și Comisia susține amendamentele expuse în avizele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, precum și ale Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, cu privire la excluderea, redactarea prevederilor articolului 5-2 din proiect, care pot fi expuse în redacția nouă. La redactarea proiectului se vor ține cont de propunerile Direcției Juridice. Urmarea examinării amendamentelor și propunerilor, Comisia propune următoare redacția prevederilor proiectului. La articolul 4 din legea de bază se propune o nouă redacție a propoziției 2. Ordinele și medalele Republicii Moldova pot fi conferite persoanelor fizice, de asemenea post-morte. Articolul 5 din lege se va completa cu o nouă propoziție. Conferirea distincțiilor ulterioare se efectuează pentru alte merite, ca regulă, în termen de 5 ani de la conferirea precedentă, cu excepția ordinelor și medalilor ce se conferă pentru eroism, curaj și vitejie. Propoziția a doua din articolul 29 a legii de bază se expune în următoare redacție. Regulamentul nominalizat va prevedea termeni concreți de examinare a demersurilor cu privire la conferirea distincțiilor de stat parvenite. Urmarea deciziei comisiei și votului repetat în ședință, 8 au votat pro din cei prezenți 8, se propune Parlamentului adoptarea acestei legi, acestui proiect de lege în lectura a doua. Mulțumesc, domnul președinte. Vă mulțumesc și eu, domnul președinte. Dacă sunt întrebări la raportor? Doamna Fusu are. Doamna Fusu, vă rog frumos. Corina Fusu, fracțiunea Partidului Liberal. Constituția Republicii Moldova, la articolul 88, la alte atribuții ale președintelui Republicii Moldova, ne spune că președintele Republicii Moldova îndeplinește și următoarele atribuții: conferă decorații și titluri de onoare. Dar nu este specificat niciun termen aici. Din punctul nostru de vedere, este o ingerință, o încălcare a Constituției, dacă stipulăm printr-o lege în ce termen președintele Republicii Moldova poate sau nu poate conferi vreo distincție. Domnul președinte, numai puțin. Suntem în lectura a doua. Întrebările se pun regulamentar președintelui Comisiei în calitate de președinte a Comisiei pe subiectele care au fost discutate în Comisie și doar cu referire la raportul Comisiei. Dezbateri în privința subiectului în substanță se fac doar în lectura întâi. Domnul Cotineanu, dacă vreți să răspundeți, dacă nu aveți tot dreptul să nu răspundeți, că nu este o întrebare către președintele Comisiei. Decorațiile de stat prevede că președintele ia decizia pentru conferire decorațiilor la fiecare 5 ani și nu încalcă acest termen. Și asta se propune aici. Dar această lege doar prevede conferirea distincțiilor și decorațiilor post-mortem care nu se găseau expres în acea lege. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos, domnul Reșetnicu, vă aveți întrebare către... Da. Mulțumesc. Artur Reșetnicu, fracțiunea Partidului Comuniștilor. Domnule președinte, de fapt, în raportul care l-ați prezentat acum, a fost și răspunsul la întrebarea anterioară, pentru că în redacția care propune Comisia este o redacție mai reușită și mai corectă, și dacă doriți, chiar corespunde prevederilor constituționale, pentru că regulamentul care va fi aprobat și care ține de competența șefului statului va prevedea toate procedurile ce ține de conferirea distincțiilor de stat. În acest context, aș vrea inclusiv și să precizez, dumneavoastră în calitate de președinte a Comisiei și raportul care l-ați prezentat, propuneți să votăm în a doua lectură așa cum a propus Comisia, pentru că acestea sunt alte prevederi care țin, se deosebesc de ceea ce s-a votat în prima lectură. Și ca să înțelegem corect, votăm acum în a doua lectură ceea ce a pregătit, a definitivat Comisia. Perfect. Comisia a definitivat în baza avizilor de la Guvern, de la Președinție, de la Comisiile Parlamentare și asta este redacția finală în baza amendamentelor parvenite. Da, mulțumesc.
Alte întrebări nu sunt, atunci vă mulțumim frumos, domnul Hoteneanu. Voi supune votului pentru lectura a doua și ultima proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii 1123 privind la distincțiile de stat ale Republicii Moldova, proiectul numărul 998 din 19 aprilie 2011. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Numărătorii. 25. 39. 14. Cu votul la 78 de deputați, proiectul de lege a fost aprobat în lectura a doua și ultima. Următorul proiect de lege pentru completarea anexei la legea 160 prin reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător, numărul 542, la fel în lectura a doua, se invită domnul Ștefan Creangă, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, să dea citirii raportului pentru lectura a doua, raportul Comisiei. Stimate domn președinte, onorați deputați, Comisia Economiei, Buget și Finanțe a examinat proiectul de lege privind completarea anexei la legea numărul 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizarea activității de întreprinzător, inițiativa Guvernului și vă comunică următoarele. În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege, deputații doamna Zinaida Greceanu, doamna deputat Buliga Valentina și domnul deputat Reidman Oleg au propus substituirea termenului fără termen la eliberarea carnetului de pirotehnician autorizat și la eliberarea vizului pentru spațiile de producere, asamblare, depozitare și sau comercializare articolelor pirotehnice cu termenul de 5 ani. Propunerile expuse au fost susținute de membrii comisiei. Comisia a examinat și amendamentul deputatului Gheorghe Brega înaintat la proiectul în cauză, prin care s-a propus ca termenul de valabilitate a carnetului de pirotehnician și a vizului pentru spațiile de producere, asamblare, depozitare și sau comercializare a articolelor pirotehnice să fie de 10 ani, iar eliberarea lor să fie efectuată contraplată. Urmare examinării, Comisia a acceptat doar stabilirea termenului de valabilitate a carnetului și a vizului pentru 5 ani. În rezultatul dezbaterilor, Comisia Economie, Buget și Finanță, cu votul unanim al membrilor Comisiei, a decis susținerea proiectului de lege privind completarea anexei la legea numărul 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare activității de prinzător, cu modificarea termenului de valabilitate ale carnetului de pirotehnician și avizului pentru spațiile de producere, asamblare, depozitare și sau comercializare a articolelor pirotehnice pe un termen de 5 ani. În contextul deciziilor aprobate, Comisia Economiei, Buget și Finanțe propune proiectul de lege numărul 542 din 30 decembrie 2013 spre adoptarea Parlamentului în lectura a doua. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos, domnul președinte, și întrebări la raportor, domnul Brega, poftiți. Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Domnul președinte, să înțeleg că taxa n-ați acceptat-o. Termenul propus de dumneavoastră 10 ani a fost acceptat de comisie doar 5 ani. 5 ani, dar taxa pentru... Taxa nu a fost acceptată. Deci ei fac business, e un business care nu este de prima necesitate, în condițiile este că noi nu avem medicamente, nu avem, tot prețurile cresc pentru niște pirotehnici, materiale pirotehnici, noi nu luăm taxă. Cui faceți lobby? Pentru ce? Care e sensul ăsta? Ce e prima necesitate? Domnul deputat Brega, sigur că trebuie să menționăm două lucruri foarte importante. Această activitate este licențiată și respectiv întreprinzătorii achită din start o sumă necesară conform legii privind licențierea. Totodată, instituirea unei taxe suplimentare este calificată drept o barieră în activitatea de întreprinzător. De aceea nu s-a acceptat taxa suplimentară. Domnul Brega. Eu vreau să spun că asta nu este o barieră, pentru că vă spun, asta e un business foarte profitabil. Cunoaștem destul de bine din China, să importă la un leu și aici se vând la 10.000 de lei. Asta e un business foarte profitabil, dar este nu o barieră. În cazul de față, vreau să faci lobby pentru acești importatori. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, domnul deputat Brega, conceptual proiectul a venit gratuit, cu poziția gratuită de la guvern. Respectiv, dacă dumneavoastră insistați pentru a institui o anumită taxă pentru eliberarea vizelor, suntem dispuși să examinăm și spunem la vot.
Alte întrebări? Domnul Ghilețchi, poftiți. Valeriu Ghilețchi, fracțiunea PLDM. Domnule președinte al Comisiei, eu cred că ar trebui să oferiți un răspuns clar. Am impresia că domnul Brega a adresat această întrebare deoarece nu face distincție între activitatea de întreprinzător și această legitimație care este oferită de Ministerul Afacerilor Interne. Noi vorbim despre două activități diferite sau vorbim despre una și aceeași activitate? Pentru claritate, forul legislativ, vă rog să răspundeți la această întrebare ca să rămână și domnul Brega să aibă și el claritate de ce ați respins amendamentul dumnealui. Mulțumesc, domn deputat. Pentru claritate, aduc la cunoștință că proiectul de lege prevede modificarea anexei unde se instituie trei poziții. Prima poziție este carnetul de pirotehnician autorizat, care se eliberează gratuit, avizul pentru spațiile destinate producerii, asamblării, depozitării sau comercializării articolelor pirotehnice, care se eliberează gratuit, și avizul pentru organizarea în locuri publice a focurilor de artificii cu articole pirotehnice de divertisment categoria 4 sau cu alte articole pirotehnice din categoria P2, precum și pentru efectuarea de spectacole cu articole pirotehnice de scenă categoria T2. Aceste două activități, ultimele care le-am menționat, sunt licențiate sub aspectul dat. Am spus că nu poate fi acceptată o taxă suplimentară. Vă mulțumesc frumos. Domnul Lupu, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să rog permisiunea dumneavoastră și a colegilor nu să vin cu atât cu o întrebare la acest subiect, cât cu o lămurire în contextul discuțiilor purtate imediat anterior. Stimați colegi, trebuie să distingem foarte bine metodele de reglementare fiscală și metodele de reglementare a business-ului non-fiscal. Noi vorbim în acest proiect de lege despre o autorizare a activității de întreprinzător. Atrageți, vă rog, atenția. Autorizare. Vreau să vă spun că tot felul de documente care se numesc autorizări și altele, potrivit normelor și Organizației Mondiale a Comerțului și altor acorduri la care face parte Republica Moldova, dacă și se aplică niște costuri, ele niciodată nu sunt tratate ca niște taxe, fiindcă aceste costuri trebuie să fie doar în limita acoperirii cheltuielilor de administrare propriu-zise. În momentul în care propunerea de la autor a fost să nu fie costuri, asta înseamnă că el poate să gestioneze acest proces în limita bugetului care este acordat. Exact. Cu referință la taxe, stimați colegi, nu uitați că tot ce intră în țară este supus controlului vamal și taxării la nivel de taxe vamale 1, TVA 2, plus, fiind agenți economici, aceste companii sunt obligate să plătească toate taxele aferente pe interior. Iată de ce această propunere este în strictă conformitate și cu interesul de stimulare a mediului de afaceri, dar și în conformitate cu normele acordurilor internaționale la care face parte Republica Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos, domnul Vlad Filat. Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați deputați. Eu iarăși nu o să vin cu o întrebare, dar cu o mică precizare în continuarea celor spuse de colegii antevorbitori. Într-adevăr, trebuie de făcut o distinție foarte clară. Reglementarea propusă spre adoptare prevede procedura în baza căreia să poată să intre în profesie o persoană sau alta și condițiile care stau la baza fiind obligatorii în a exercita această profesie. Odată. Doi, cred că totuși este o problemă ceea ce ține de costul de administrare propriu-zis. Deci acest carnet la care se face referință, el presupune un cost. Conceptul cu care a venit guvernul urmărește eliberarea acestor carnete, iarăși, care reprezintă un cost gratuit. Ceea ce înseamnă că, ulterior, Ministerul de Interne, care urmează să elibereze aceste carnete, trebuie să bugeteze cheltuielile respective. Și aici este, de fapt, discuția. Costul să fie trecut pe seama bugetului, până la urmă, de stat, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, sau costul să fie plătit de către beneficiar. Și în același context, eu cred că problema
mult mai mare ține de activitatea în acest domeniu. Nu știu cum domniile voastre vă simțiți atunci când sunt zile de naștere, în preajmă sărbători, și dacă avem această convingere și sentiment de securitate că aceste artificii, cred că cu care putem concura cu marele capitale ale lumii, sunt asigurate aceste elemente de securitate. Și în acest sens eu aș vrea să mă adresez domnului ministru al afacerilor interne să fac o analiză foarte minuțioasă a reglementărilor existente și în rezultat, dacă e necesar, să se vină cu modificări și să fie respectat întru totul, în rezultat având o reglementare clară, respectată, care să ofere securitate cetățenilor din Republica Moldova și claritate inclusiv în activitatea din domeniul respectiv. Vă mulțumesc. Nu, Brega, aveți întrebări? Iarăși? Domnul Brega. Mulțumesc, Brega, fracțiunea Partidul Liberal. Păi tocmai asta și-am vrut să obțin, pentru că noi dăm autorizare pentru exercitarea activității de întreprinzător pentru materiale pirotehnice gratis. Omul care are un butic 2x2 activează, el solicită autorizația asta și plătește, își plătește bani grei. Atunci mă întreb, ăsta care importă vagoane de materiale artificii, pentru artificii, nu plătește autorizația, în schimb, cel care acolo, eu știu ce mai vine într-un butic de 2x2, o plătește, cum de înțeles? Și domnul Ghelescu, cu toată stima și respect față dumneavoastră, dar vreau să vă amintesc că eu nu am angajat dumneavoastră în calitate de consultant. Mulțumesc! Domnul Brega, să înțeleg că dumneavoastră ați adresat întrebare dacă plătește cel cu buticul mic și ăsta mare. Vreau să menționez că nimeni nu plătește, nici cel mare, nici cel mic. Ideea este, autorizația este plătită la primărie pentru amplasare. Noi discutăm despre un aviz eliberat de Ministerul de Interne. Vă mulțumesc frumos, domnul Bolea. O întrebare spre el, vă rog, pentru precizare. Dacă s-a discutat la comisie, câți agenți economici operează în acest domeniu și care, într-adevăr, dacă se propune ca aceste cheltuieli să fie suportate de către bugetul de stat, cam cât aproximativ va pierde bugetul de stat în urma acestor inițiative? Sigur că nu vreau să fac trimitere la regulamentul Parlamentului, că e lectura a doua. Eu am să rog colegul de la guvern să menționeze câți agenți economici sunt. Noi am discutat la comisie, dar am uitat. Sunt foarte puțini, dacă îmi permiteți. Nu cred că neapărat trebuie să existe informația acum, dar rândul 2, microfonul 3, vă rog frumos. Deci, da, mulțumesc, stimați domnilor deputați, noi am discutat acest aspect la comisie și într-adevăr s-a dedus că sunt mai puțin de 20 de agenți care importă sau spații de depozitare și comercializare a articolelor pirotehnice. Vorbim de agenți comerciali licențiați și respectiv aceste costuri nu pot să depășească ceea ce își permite Ministerul de Interne, ori o autorizație de acest gen va fi în valoare de câțiva lei costurile de producere. Vă mulțumesc frumos, aș vrea să vă readuc aminte. Suntem în procedură în lectura a doua. Se pun întrebări doar la raportorul comisiei în baza raportului sau eventual deputații care au avut amendamente le reiterează dacă o să insiste la vot. În rest, dezbateri pe substanță se fac în lectura întâi. Dacă nu sunt subiecte legate de lectura a doua și de raportul comisiei, domnul Lupă, poftiți. Mulțumesc, domnule președinte, doar este firesc aici în sală noi să votăm fie că în lectura întâi, fie că în lectura a doua, cu bună cunoștință de cauza subiectului. Impresia mea, o impresie care s-a format că nu toți din colegii noștri își dau foarte bine seama ce discutăm și ce urmează să votăm. Pe care motiv? Permiteți-mi, ca și ex-ministru economiei, să fac această precizare ca să fim în bună cunoștință de cauză cu toții. Stimați colegi, toți agenții economici, indiferent de profil, toți trec proceduri standarde, fac plăți standarde, fiscale, reglementare, de tot felul. Asta nu este cazul.
Aici este vorba de un caz foarte specific, o autorizare care este dată în rare cazuri de Ministerul de Interne, fiindcă în toate celelalte Ministerul de Interne nu are de a face cu treburile astea. Și aici această autorizare nu se referă nici la fiscalitate, nici la alte tip de reglementare, se referă doar la un singur punct, asigurarea securității. Nu-i așa oare, domnule președinte a Comisiei? Și aici este o rugăminte în continuare a rugăminții colegului. Știți ce am observat? Dincolo de operațiunile de furnizare pe teritoriul țării, da? Și utilizarea lor să fie în strictă conformitate cu normele securității, mi-e pare că nu există reglementări interne. Ce se permite și ce nu se permite? Fiindcă văd în cazul Chișinăului, în raza Chișinăului, cui nu-i lene la oricare oră, și la 2 de noapte, și la 3 de noapte, în oraș, în plin centrul orașului, s-au pornit cu tot felul de utilizări acestei pirotehnici. Probabil că este lipsă în cadrul nostru legal sau poate cadrul normativ a Ministerului de Interne. Niște reguli mai stricte ca să asigure și securitatea și comoditatea vieții oamenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă îmi permiți, domnul președinte, doar să menționez un singur lucru aici. Regimul articolelor pirotehnice, legea privind regimul articolelor pirotehnice a fost votată în 2014, este o lege foarte bună și deja își face eficiența pe teritoriul nostru, cu reglementări foarte stricte în ceea ce se menționează distribuirea, plasarea, utilizarea acestor. Eu cred că aici Ministerul de Interne, punând în aplicare această lege, va face regulă. Vă mulțumesc frumos, alte întrebări văd că nu sunt. Trecem la vot a acestui proiect de lege pentru lectura a doua, proiect de lege pentru completarea anexei la legea privind reglementarea prin autorizarea activității din întreprinzător, numărul 542 din 30 decembrie 2013. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Numărătorii, vă rog. 25. 39, sectorul 2. Sectorul 3-14. Cu 78 de voturi, legea a fost aprobată. În continuare, trecem la subiectul numărul 4 de pe ordine de zi, proiectul de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului Sistemul Termoenergetic al Municipiului Bălți. Proiectul numărul 14 din 21 ianuarie 2015 este invitat la tribuna principală reprezentantul Guvernului, viceministru economiei, domnul Triboi. Da, sorry. Domnule președinte, stimați domnilor deputați, vă propun spre atenția dumneavoastră proiectul de lege privind ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru modernizarea sistemului termoenergetic în municipiul Bălți. Pe parcursul anilor 2013-2014, guvernul a negociat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea contractării surselor financiare pentru un program de investiții prioritare cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică, reduce costurile operaționale și de a îmbunătăți furnizarea serviciilor de alimentare cu energie termică în municipiul Bălți. Urmarea negocierilor, prim-ministru a semnat contractul de împrumut între Republica Moldova și BERD, prim-ministru al Republicii Moldova. Într-o intrare în vigoare a acestui acord, este nevoie de a-l ratifica în Parlament. Condițiile de acordare ale împrumutului sunt următoarele. Se preconizează în total investiții de circa 10 milioane de euro, dintre care 7 milioane sunt împrumut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și 3 milioane de euro ca grant de cofinanțare din partea Fondului Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu. Beneficiile, împrumutantul va restitui, va rambursa acest împrumut în 24 de rate semianuale. Rata dobânzii este dobânda plus dobânda Libor plus marja 1. Deci la moment 1.5%. Avantajele economice obținute în urma creșterii productivității și energiei electrice a economiilor din electricitate vor însuma 52 de milioane de lei anual și diminuarea emisiilor de CO2 aproximativ 12.000 de tone anual. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări la raportor,
Domnul Panciuc, vă rog frumos. Спасибо, господин председатель. Уважаемый господин вице-министр, вопрос связан с необходимостью прояснения ситуации, что касается будущего формирования тарифов. На начальном этапе переговорного процесса мы говорили о том, что предложенная схема в течение 3 лет повышения тарифов 20, 20 и 10 неприемлема. Есть ли сегодня ясность в будущем тарифу по данному вопросу? Против инвестиций никто не имеет ничего, но что касается механизма формирования тарифов, хотелось бы, чтобы это было прояснено. Спасибо. Domnule deputat, vreau să vă aduc aminte, sau mă scuzați, vreau să vă comunic privitor la tarife, întreprinderea, la demersul întreprinderii către ANRE, ei decid privitor la ajustări și modificări și modalitatea. În contract nu este. În contract noi, în timpul negocierilor, noi am insistat ca să, deoarece Banca Europeană avea intenții ca într-adevăr în contract să introducem cât la sută concret, noi am insistat ca pe parcursul 2016, 2017 și 2018, 2017 până la finele anului să fie pur și simplu notat că dacă vor fi ajustate tarifele, să fie ajustate până la finele anului 2017, dar nu am garantat, nu am modificat ceva. Domnul Paciuc, dacă îmi permiteți, eu să vă dau poate puține informații suplimentare, deoarece am fost și unul care am făcut parte din echipa de negociatori. Într-adevăr, așa cum spunea și domnul viceministru, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare inițial cerea ca în mod expres în acest contract de împrumut să fie prevăzută ajustarea tarifelor. Când vorbesc despre ajustare, se refereau la majorare. Ministerul Economiei a reușit în negocieri să convingă Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare că nu trebuie prevăzute ajustări acum în contractul de împrumut și nici măcar menționat majorare, deoarece sunt atât de multe elemente și atât de mulți factori pe viitor care poate o să presupună chiar scăderea tarifului, dar nu majorarea. Începând de la prețul gazului care este în scădere, luând în considerare eficiențele și optimizările care se fac la întreprinderi, s-ar putea să existe anumite economii și din cauza asta nu s-a discutat despre o nouă majorare a tarifului, dar o ajustare la acel moment, în anul 2017. Dacă sunt alte întrebări la acest subiect, doamna Palehovici. Domnule raportor, eu am o întrebare. Este un acord de credit semnat de Guvernul Republicii Moldova, beneficiar este Municipalitatea Bălți. Întrebarea mea este următoarea. La componenta de credit de 7 milioane, există careva angajament semnat deja cu Municipalitatea Bălți de implicare a lor în rambursarea creditului sau asta vine total pe responsabilitatea bugetului statal? După ce va fi ratificat în Parlament, între Ministerul Finanțelor și întreprinderii va fi semnat un acord de recreditare, dar într-adevăr, la moment avem un acord de susținere a proiectului între Municipalitate și BERD. Este. Domnul Brega, vă rog frumos. Mulțumesc, Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Domnul viceministru, spuneți-mi, vă rog, întreprinderea CET Nord e inclusă în lista întreprinderilor pasibile de privatizare sau nu? Da, este inclusă. Păi, a doua întrebare este din răspunsul dumneavoastră. Care e sensul ca să acum să pompăm 7 milioane de euro, să o modernizăm, și imediat să fie privatizată, așa cum și alte întreprinderi au fost, chiar și Banca de Economie. Am pompat 400 de milioane, tot pompăm, și la urmă cineva îl privatizează și bine mersi pe un preț de nimic. Este rezon că acum pompăm 7 milioane de euro și imediat să fie privatizat? Mulțumesc! Da, vă mulțumesc! În afară de avantajele care deja le-am spus, este sens și sigur este sens, deoarece beneficiari vor fi locatarii municipiului Bălți, deoarece la moment nu sunt asigurați cu
calde. Asigurarea după proiectul, implementarea acestui proiect va fi aproximativ a 20% din locatari, locuitorii municipiului Bălți. Da, mersi. A doua întrebare, domnul Brega. Domnule viceministru, în așa caz, eu înțeleg asta, locuitorii au dreptul și mai departe, e foarte bun proiectul. Numai în așa caz, când imediat am modernizat 7 milioane de euro, am introdus, este privatizat a doua zi. N-ar fi mai bine, care e părerea dumneavoastră, ca această întreprindere, CET Nord, să fie exclusă din lista întreprinderilor pasibile pentru privatizare și inclusă în lista nepasibilor pentru privatizare. Și atunci ar avea sens. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, din partea domnului Brega, da, nu, este, nu am niciun răspuns, deoarece nu este competența mea cine și... Apropo, domnul Triboi, ne întrebam dacă în acord nu există vreo restricție cu în privința viitoare privatizări. Căci eu mi-aduc aminte că asta s-a discutat la negocieri. Bine, nu mai precizăm până atunci. Domnul Sorocean, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Sorocean, fracțiunea socialiștilor. Domnul Portor, cam cu tarifele nu este clar. Pe parcursul dezbaterii la comisie a fost spus că va fi inclus în activitatea CET Nordului și rambursarea creditului, nu a primăriei. De atât și a fost întrebarea de domnul fostul primar, care va fi situația cu tarifele și răspunsul care ați dat-o cam nu este clar ce va fi la final cu tarifele după reconstrucție. Prima. A doilea moment, spuneți-mă, vă rog, în proiect, că proiectul nu a fost prezentat la comisie, ce este prevăzut? Reconstrucția stației sau șerețelele? Vă mulțumesc. Cred că ar fi mai ușor să trec la întrebarea a doua, după care revin la prima. Deci, în proiectul constă din patru componente. Prima este instalarea de circa 170 de puncte termice individuale. Sunt la blocurile, la 102 blocuri din municipalitate, care niciunul nu are până acum apă menajeră caldă, dar la aceste 102 va fi. 2. Instalarea a 3 motoare cu gaze pentru generare. Deci, cogenerare de la 30 la 50% energie electrică, înlocuirea pompilor cu și ventilatoarelor în rețeaua de alimentare și înlocuirea unui cazan de la cărbune, să-l trecem la un cazan pe biomasă. La prima întrebare privitor la tarife, analiza în termen mediu și lung efectuat în cadrul studiului de fezabilitate demonstrează că efectul implementării proiectului are un impact de reducere asupra tarifelor, dar care urmează a fi ajustate din cauza factorilor externi. Cu alte cuvinte, fără modernizarea aceasta, ar putea, cum și-am lămurit și la comisie, fără modernizare, trendul ar fi ascendent a tarifelor. În cazul implementării acestora, l-am putea diminua. Aveți o precizare? Da. Eu totuși mă refer la antevorbitor care v-a spus despre problema privatizării după reconstrucție. Eu cred că este necesar acum să propunem, poate și pentru viitor, după aprobarea acest proiect, este el binevenit, da, trebuie de reconstruit stația, aici nu e nicio problemă. Dar cu privatizarea trebuie de făcut ceva, de stabilit un termen, 5, 10 ani, nu știu care, în termenul ăsta, stația CET Nordul nu poate fi privatizat. Sugerăm guvernului să examineze o astfel de mecanism de garantare, în așa fel încât ori să fie excusă privatizarea, ori să fie condiționată privatizarea. Domnul Filat. Mulțumesc, domnule președinte. Odată că nu este vorba doar de 7 milioane de euro care reprezintă credit, este vorba și de 3 milioane grant, deci este vorba de investiții de 10 milioane de euro. Noi discutăm despre ceea ce urmează să fie în urma implementării acestui proiect, dar ar fi cazul să vorbim și despre faptul sau despre o situație eventuală dacă nu implementăm acest proiect.
ce se întâmplă cu, cu acest agent economic care prestează servicii pentru locuitorii municipiului Bălți. O dată. Doi. Poate într-adevăr trebuie să fie făcute precizările vis-a-vis de deetatizarea acestei întreprinderi, odată fiind inclusă în lista obiectelor pasibile privatizării, doar că trebuie să mai vorbim și despre procedura care trebuie să fie obligatoriu respectată în acest proces. Ori aceste investiții care urmează să vină vor reprezenta valoarea adăugată a întreprinderii și deci valoarea acestei întreprinderi în cazul privatizării. Asta nu înseamnă că înstrăinarea ar fi la valoarea actuală, făcându-se abstracție la investițiile care urmează. Și ce ține de politica tarifară? Este evident că fără modernizare noi nu vom avea eficiență. Odată este vorba de calitatea produsului și, doi, costul produsului. Investițiile, cel puțin din ceea ce a urmărit eu, nu sunt doar într-un punct în activitatea acestei întreprinderi, este vorba și de diminuarea, dincolo de eficiența în utilizarea echipamentului, dar și eliminarea pierderilor care sunt foarte mari. Ceea ce vreau să propun eu ca și concluzie, pentru ca să nu fie discuții sau vorba colegului care spunea că e necesar votul să fie conștient și răspuns trebuie să avem la toate întrebările, să votăm astăzi ca și propunere în prima lectură, iar către a doua lectură să fie continuate aceste discuții în comisii, inclusiv cu adresarea întrebărilor, primirea răspunsurilor și săptămâna viitoare să revenim și să votăm în lectură finală. Este ca și propunere, domnule președinte și stimați colegi. Mulțumim frumos. Domnul Ghimpo, vă rog. Domnul președinte Parlamentului, da, eu nu înțeleg de ce la verde trebuie să așteptăm, de la roșu să vorbim. O să ridicăm subiectul ăsta pentru următoarea ședință a plenului și o să o dezbatem. Mă uitam când vorbea domnul Filat și zic, nu înțeleg la roșu. Ce are domnul Filat cu roșu? Diversitate. O să mai introducem și altul. Domnul viceministru, am două întrebări. După cum cunoaștem, lipsa de bani va obliga guvernul să meargă repejor, foarte repejor, cu privatizarea unor obiecte rentabile. Rețele, multilecom, tutun, CET1, CET2, ce mai este la noi? Nu tot ce aici mai mișcă. Deci asta înseamnă că cei ce nu au reușit să iei comuniștii. Ca să nu mai dai replici. Ceea ce înseamnă că asta va fi în anul ăsta, în câteva luni de zile. Da? Și întrebarea atunci, în cazul în care se privatizează aceste rețele, cine va întoarce creditul după privatizare? Și doi, cine va lua grantul dacă s-au privatizat de numai aparținând statului? Mulțumesc. Domnul Trubai. În primul rând, ceea ce e legat de trebuie sau nu trebuie, deja am discutat. Este obligatoriu la moment să facem modernizare, deoarece la moment întreprinderile generează pierderi. Dacă va fi ulterior privatizată, contractul e succesorul, deci cine a privatizat e succesorul împrumutului, devine. Grandul nu am, e același lucru ca și împrumut. Grandul acum se dă, noi am avut foarte greu, negocierile au mers foarte greu. De ce s-a dat acest grand? Deoarece ca să facem tot posibilul să nu ridicăm tarifele față de populație. Asta a fost tendința, dorințele, doleanțele noastre. Vă mulțumesc. Vă mulțumim frumos, doamna Ivanov. Violeta Ivanov, fracțiunea Picerimie. Domnule raportor, spuneți, rog, deci acordul prevede un lucru bun, reducerea emisiilor de carbon care se estimează la 12.000 tone, deci și mă bucur că este expres notată în acordul respectiv. Întrebarea mea este, nu știu, întrebarea, sugestie, dacă ați început perfectarea dosarului și ați început negocierile în vederea prețului unei tone echivalent CO2 de reducerea gazelor cu
efect de seră, deoarece prețurile sunt de la 2 la 6 dolari și dacă nu ați făcut-o, lucrul acesta trebuie să fie sau paralel sau, chiar acum să începeți a iniția deja prețul respectiv. Cu cât vreo țară va comercializa fiecare tonă deci de CO2. După ratificare putem numai discuta, nu s-a început încă, o vom face pe viitor. Vă mulțumesc frumos, doamna Greceanu. Mulțumesc, domnule președinte. Discuțiile sunt foarte aprinse în jurul problemei în cauză. Știți, domnul președinte, noi am discutat și la ședința biroului din care cauză, fiindcă co-raportor, cel puțin trebuie să fie Comisia Economiei, Buget și Finanțe, fiindcă ține, merge vorba de împrumut. Stimate domnule raportor, împrumutul, investiția, este o investiție. Din contul la ce ea trebuie să fie rambursată, investiția în cauză? Spuneți-mi și pe urmă vă completez ce vreau să vă spun. Da, am înțeles. Într-adevăr, știind că la comisie s-a discutat acest fapt, conform acordului de finanțare între bancă și Republica Moldova, este o înțelegere că după ce se ratifică în Parlament, va fi recreditat, Ministerul Finanțelor va face, avea un contract de recreditare cu CET Nord. Și ulterior din tarife, normal că din tarife, de unde de altă parte, din tarife vor fi recuperate. Dar asta nu înseamnă din tarife majorate. Nu, foarte simplu, dacă o companie reușește să aibă o eficiență și să aibă optimizări, atunci poate să aibă profitul, să îi apară profitul din aceleași tarife. Asta și a fost ideea și asta și a fost negocierea cu Berdu. Și lucrul ăsta a fost menționat expres în dispozițiile acordului. Doamna Greceanu, a doua întrebare. Mulțumesc, domn președinte, eu propunere a doua, fiindcă ca să avem noi cu toții mai multă siguranță, eu aș propune să apară un punct, poate chiar în locul articolului 2 din proiectul de lege de ratificare, să apară un articol. Guvernul, după ratificarea acordului, în termen de 30 de zile, va încheia acordul de recreditare cu CET Nord. Și atunci vom avea cu toții o siguranță că rambursarea împrumutului vine pe spatele CET Nordului și ține de bună eficiență, funcționalitate a acestei întreprinderi. Fiindcă aici au apărut mai multe întrebări. Eu cred că lucrul acesta este absolut rațional și eu aș ruga să-l susțineți. În principiu, ideea este bună, dar trebuie să vedem cum asigurăm siguranța, să nu ne pomenim că după privatizare, garant este guvernul și guvernul rămâne cu împrumutul și fără întreprindere. Domnul Trivoi? Este o obligație a Guvernului și, într-adevăr, asta ulterior obligator va fi. Ministerul Finanțelor va recredita întreprinderea CET Nord, dar păstrând aceleași condiții de finanțare, scuzați. Dar noi, asta și are în vedere doamna Greceanu, ca să fie scris acest lucru expres în proiectul de lege. Ceea ce se pare a fi o idee bună. 30 zile, pur și simplu, ca să nu se primească, nu reușim. Asta nu, e... Bine, termenul poate fi și 60 de zile, situația, da, în care se negociază, sigur, fiindcă e vorba totuși de stabilire. Dacă îi punem un termen mediu de 45 de zile, de exemplu, și dacă sunteți de acord ca și propunerea noastră, eventual să o pun la vot, dar văd că cam toți sau din cap că sunt de acord. Da, sigur că. A doua, evident. Domnul Mocanu. George Mocanu, fracțiunea PLDM. Anul trecut noi am votat, în legislatura trecută mai exact, un proiect de lege cu privire la apă și canalizare, prin care, spunem așa, dacă administrația locală, mai exact Consiliul Local, nu votează modificarea tarifelor, este dreptul ANRE-ului să le modifice. Acum ne putem trezi în situația în care Consiliul Municipal Bălți, din motive populiste, deși își doresc acest proiect, chiar dacă apare Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, să nu voteze modificarea tarifelor, în plus sau în minus. Respectiv, întrebarea este, nu credeți că ar trebui să modificăm și în cazul ăsta legislația, ca să putem să le implementăm? Domnul Trebuie? Da, noi putem să venim cu o propunere de modificare a legislației.
noi putem să vădim și dumneavoastră să o votați, da. Mersi. Ați văzut cât de operativ, dar numai că ăsta e un alt subiect, legat, bineînțeles, tangențial, dar aveți dreptate. Va trebui să revenim, probabil, la... Aveți o a doua întrebare? Văd o solicitare din partea domnului Chirtoacă, bănesc că cineva îi folosește cartela. Doamna a fost sub dumneavoastră, sunteți? Ah, pardon. Mulțumesc, domnule președinte. Iurie Chirinciuc, fracțiunea Partidului Liberal. Nimeni nu pune, cred că, la îndoială necesitatea acestui împrumut și modernizarea CET Red Nord. Dar problema privatizării văd că prevalează. De aceea noi venim cu următoarea propunere. Să fie stipulat în acord că această întreprindere nu va fi supusă privatizării 10-15 ani. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos. În acord nu poate fi stabilit nimic, fiindcă acordul este negociat deja de... Asta trebuie făcută ca propunere într-un alt act legislativ. De aceea aveți tot dreptul să veniți cu inițiativă și să propuneți modificarea legislației. Domnul Țurcan, vă rog frumos. Mersi mult, domn președinte. Eu, de fapt, în susținerea propunerii doamnei Greceanu, referitor la necesitatea ca la acordurile de acest gen, numai decât să fie, cu toată stima și respect față de Comisia Politică Externă, să fie ca coraportor și Comisia Buget și Finanțe și în cazul dat, dar mai avem încă astăzi pe agenda vreo câteva proiecte, deci și pentru viitor. Domnul Țurcan, acest subiect a fost discutat în detaliu la birou permanent. În decurs de o săptămână sau două vom veni cu modificări în hotărârea ce reglementează activitatea și domeniile de atribuție a comisiilor. Și vom menționa, pentru Comisia Economiei, Buget și Finanțe va avea o atribuție suplimentară ca cel puțin coraport să existe în mod obligatoriu la acele acorduri de finanțare. Alte întrebări la acest subiect nu mai sunt. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Raportul Comisiei pentru proiectul respectiv. Domnul Corman, vă rog frumos. Domnule deputați, Comisia a examinat acest proiect de lege. O singură obiecție de ordin tehnic, redacțional, pentru a aduce prevederile proiectului de lege în conformitate cu legea din 2001 privind actele legislative. Deci este important ca în textul de lege să se regăsească suma acestui credit. Se propune ca în textul articolului 1 din proiectul de lege, după cuvintele CET Nord, să fie introdusă și sintagma în sumă de 7 milioane euro. Deci, cu această obiecție, Comisia propune, de fapt, ratificarea acestui acord prin adoptarea unei legi organice în prima și în a doua lectură. Și aici s-au făcut propuneri din partea grupurilor parlamentare ca să se voteze doar în prima lectură astăzi, fie ca să existe o perioadă de reflexii și pentru a conștientiza votul, fie ca să fie introdus un nou punct în proiect de lege referitor la acest contract cu CET Nord. Deci rămâne la discreția plenului Parlamentului. Mă adresez fracțiunilor și în special la fracțiunii Partidului Socialiștilor de Republica Moldova, dacă ați putea, eventual formulând acum în plen propunerea pentru proiectul de lege, ceea ce ține de perioada de semnare a acordului de recreditare cu CET-ul, și dacă astfel acceptând vom putea procede pentru lectura a doua. Doamna Greceanu. De fapt, eu propunerea noastră am formulat-o. Termenul de 30 de zile, 45 de zile, noi putem să discutăm aici cât i-ar trebui Ministerul Finanțelor. Mi se pare că după ratificarea în Parlament, Ministerul Finanțelor și în 5 zile poate să încheie acordul de recreditare. Dar 30 de zile ar fi rezonabil. Eu nu știu, poate cineva, chiar și dumneavoastră, domnul Candu, puteți să propuneți care ar fi mai rezonabil. Eu nu văd. 30 de zile, 45 de zile, nu contează atât de mult. Important ca să fie punctul respectiv, articolul respectiv în lege și asta să fie o obligațiune a guvernului. Putem să scriem guvernul în paranteză Ministerul Finanțelor și așa să fie mai corect. Puteți formulați articolul 3
Articolul... va avea un nou, articolul 3 va deveni articolul 4 și se va introduce un nou text al articolului 3 și eventual să-i dați citire. Guvernul, după ratificarea acordului de împrumut, Guvernul, în paranteză Ministerul Finanțelor, în termen de, hai să spunem, 45 de zile, va încheia acordul de recreditare cu USA CET Nord. Foarte simplu. Ana Palihovici. Doamna Greceană, eu cred că este mai corect să scriem doar guvernul, fără a specifica în paranteză care minister. Guvernul va decide acolo, prin hotărârea lor, cineva. Guvernul este mai corect să scriem în lege. Doamna Greceană. Doamna vicepreședinte, noi doar scriem în articolul 3 actual Ministerul Afacerilor Externe. Obligațiunea este din promutant a Ministerului Finanțelor. Deci nu o să fie nimic excepțional dacă noi înscrim Ministerul Finanțelor. Dar nu contează atât de mult. Dar nu asta e principal. Bine, dacă nu este principal, atunci lăsăm cuvântul sintagma guvernul și vă propun să facem în felul următor. Să votăm în prima lectură, după care o să votăm propunerea doamnei Greceanei ca amendament venit pentru proiectul textului de lege și după aia votăm în lectura a doua. Cine este pentru... La comisie probleme sunt? Întreabă domnul președinte. Întrebări. Și nici întrebări și nici probleme. Cine este pentru aprobarea în primă lectură a proiectului de lege pentru privind ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare în vederea realizării proiectului sistemului termoenergetic al municipiului Bălți? Vă rog frumos să votați. Vot unanim chiar a celor prezenți în plen. Cine este pentru aprobarea amendamentului făcut de doamna Greceanu prin a introduce un nou articol cu numărul 3 și articolul 3 actualul propus devine articolul 4. Mai dați o dată citire înainte de vot acel amendament. Guvernul și în continuare. Guvernul, după ratificarea acordului în cauză de împrumut, în termen de 45 de zile, va încheia acordul de recreditare cu SA CET Nord. Acest amendament făcând propus, cine este pentru, vă rog frumos să votați. Majoritatea, chiar în unanimitate. Și dacă nu sunt alte... Mă uit la sală, ridicați mâinile, atunci cine este împotriva acestui amendament? Cine este împotriva acestui amendament? Nu e nimeni împotriva amendamentului. Cine este... Supun votul pentru lectura a doua proiectul de lege. Cine este pentru aprobarea în lectura a doua și ultima a proiectului de lege numărul 14 înregistrat în Parlament cu data 21 ianuarie 2015, proiectul de lege pentru ratificarea acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare în vederea realizării proiectului sistemul termoenergetic al municipiului Bălți, vă rog frumos să votați. Și numărătorii să dea rezultatele. Sectorul 1. Sectorul 1. 25. Sectorul 2. 39. Sectorul 3, 14. Cu 78 de voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat. Următorul proiect de lege este numărul 5 de pe ordinea de zi, cu numărul 15 înregistrat, proiectul de lege privind la ratificarea acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova și UniCredit Bank Austria, privind finanțarea proiectului Consolidarea Serviciului Salvatori și Pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova. Vă rog frumos, domnul Diaconu, viceministru afacerilor interne. Președinte, stimați domni deputați, prezint atenției dumneavoastră proiectul legii cu privire la ratificarea acordului de credit export dintre Republica Moldova și UniCredit Bank Austria privind finanțarea proiectului Consolidarea Serviciului Salvator și Pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova. Proiectul a fost aprobat de către Guvernul Republicii Moldova prin hotărârea numărul 990 din 10 decembrie 2014 și vine să consolideze hotărârea Guvernului din 14 martie 2013 prin care a fost aprobat programul
programul de consolidare a serviciului de salvatori și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova. Scopul acestuia fiind diminuarea timpului de reacție a servicii de calitate pentru cetățeni și îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a serviciului salvatori și pompieri. Ținem să menționăm că, deși în ultimii 5 ani, Guvernul Republicii Moldova a depus eforturi considerabile și a stabilizat situația în domeniul dotării subdiviziunilor salvatorilor și pompierilor și astfel la moment avem 152 de autospeciale, totuși situația încă este defavorabilă pentru că, conform normativelor în vigoare, sunt nevoie de 406 autospeciale ca să acoperim în totalitate teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, țin să menționez că doar acele autospeciale care au fost procurate în ultimii 5 ani, deci 7% din autospeciale, corespund termenelor de exploatare, ceea ce ne impune să acționăm rapid, pentru că până la urmă vorbim de intervenții în situații de urgență. Valoarea totală a creditului care se propune, acest proiect de asemenea a fost trecut prin ședința Comitetului pentru Planificare Strategică din 26 martie 2014 și a fost aprobat unanimitate. Valoarea totală a creditului este de 6.500.000 de euro, pentru care vor fi procurate 23 de unități specializate. Ca bonus o să fie de asemenea dotare specială cu echipament necesar pentru intervenții de urgență, nu doar în caz de incendii, ci și în caz de accidente rutiere, inundații și alunecări de teren. Această plată va fi efectuată în maximum 34 de vărsăminte egale, termenul total al cambiei fiind de 21 de ani. Este important să menționăm că rata dobânzii constituie 0%, în afară de prima de garanție de 1% și 10% anual, care este obligatorie la orice credit de acest gen. De asemenea, valoarea de bază a acestui proiect este, de fapt, ca să diminuăm timpul de reacție, să avem mai puține pierderi de vieți omenești și mai multă siguranță pentru cetățeni și bunurile acestora. De ce rugăm, dacă este posibil, să susțineți în prima și a doua lectură acest proiect. Vă mulțumim frumos, domnul Răducanu, aveți cuvântul pentru întrebări. Mulțumesc, domnul președinte. Marcel Răducanu, fracțiunea Partidului Democrat. Domnul viceministru, spuneți, vă rog frumos, putem să presupunem că aceste autospeciale vor fi repartizate și în raioanele Republicii Moldova, ori vor fi pregătite numai pentru unitățile din municipiul Chișinău? Toate autospecialele urmează să fie, toate 23 de autospeciale urmează să fie repartizate în acele raioane care până la moment nu au primit dotări noi. Deci am menționat anterior că 12 autospeciale au fost procurate în ultimii ani de Guvernul Republicii Moldova și deja se află la datorie în raioane. Deci acum ne propunem ca în toate celelalte raioane unde la moment tehnică modernă nu există și asta înseamnă un timp de reacție mult sub media europeană să fie dotate cu aceste autospeciale. Doar că este important, deci, de ce în acord este menționată că este autospecială de gen municipal? Pentru că noi ne-am dorit să fie autospecialele mai bune și să poată reacționa inclusiv în cazul când în raioane sunt case cu 3-4 etaje, pentru că dacă nu este specificat acest lucru, ele nu au scara extensibilă care poate să permită să reacționăm și la asemenea situații. La școli, grădinițe, spitale, etc. Domnul Răducan. Mulțumesc. Cred eu că ar fi bine să luăm în calcul anume dotarea autospecialilor sau autospecialele să fie prevăzute pentru deplasarea în teren. Pentru că dacă vorbim de satele Republicii Moldova, cu părere de rău la moment, nu toate autospecialele care vor prin rotații vor fi transmutate din unitățile din Chișinău în raioane se pot deplasa în satele Republicii Moldova. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul deputat, domnul președinte. Deci noi, într-adevăr, am discutat și acest aspect cu partenerii de dezvoltare din Austria, care ne-au dat asigurări și am văzut deja specificațiile. Sunt atât pneurile sunt specializate, cât și însăși echipamentul care ne va fi livrat nouă este pregătit pentru orice gen de intervenții, în orice caz. Vă mulțumim. Domnul Bâtcă, vă rog frumos, dacă aveți întrebări. Da, mulțumesc, domnule președinte, Vasile Bâtcă, fracțiunea Partidului Democrat. La raportor am o întrebare, dumneavoastră, o precizare, de fapt. Dumneavoastră ați specificat 23, în raport avem 27. Și
Dacă puteți răspunde la o întrebare, dacă aveți eventual o analiză făcută și unii vor merge aceste autospeciale, dacă puteți răspunde. De dorit și la nespăreni una să margă, da, într-adevăr. Mulțumesc, domnul președinte. Filat. Da, mulțumesc. Domnule deputat, inițial se discuta de către guvern la prima etapă de negocieri posibilitatea achiziționării a 27 de autospeciale, însă și prețul acestui acord era de 8 milioane discutat. Deci, după ce am primit anul trecut 4 autospeciale din Marea Britanie care au fost negociate în 2011, a decăzut necesitatea să ridicăm, să majorăm prețul acestui acord și am rămas la 23 de autospeciale dotate care să acopere necesitățile. Deja am menționat, se duc în acele raioane care la moment nu dispun de dotări de acest gen. Deci nu dispun de tehnică care este capabilă să intervină în termen de 15 minute. Un termen pe care ne l-am propus să îl avem în continuare la timpul de intervenție și de reacție. Domnul Diaconu, aveți și o listă a destinațiilor? Dacă ați putea doar... Domnul președinte, nu am la moment la mine această listă, bine, dar bine, bine, sunt gata să o prezint. Domnul Bătcă, aveți o a doua întrebare? Eu am vrut să, pentru raport, dar atunci să fie concretizat 23, nu 27 și dacă domnul Filat m-a ajutat, totuși la nespărenia, să margă vă mașina sau nu? Asta este lobby de interese deschis în plen. Domnul Sorocean? Vă mulțumesc, Sorocean, Fracțiunea Socialiștilor. Eu am propunere, domnul raportor, de stipulat, adică este stipulat acum autospeciale, 23, cum ați menționat, tip MAN sau analogic. Eu propun cuvintele sau analogic fie excluse. Dacă vorbim de MAN, trebuie să fie MAN. Dacă nu indicăm nimic, numire mașinii, apoi rămâne care va fi. Da, să nu fie gaz. Domnule deputat, mersi, acordul a fost deja negociat una la mână, doi la mână sau analogic, deci sunt acele autospeciale care vor fi furnizate de furnizorul din Austria. Deci noi nu primim bani ca credit. Este un acord de credit export, deci noi vom primi deja unitățile care vor fi puse la dispoziție. Ceea ce este important, că sunt la moment... Da, vă mulțumim, domnul Sorocean. Deci ele sunt la moment negociate MAN, dar am pus sintagma la rugămintea parții austriece, am pus sintagma sau, pentru că sunt și autospeciale care nu sunt cu dotări mai mici sau mai rele decât MAN, sunt produse de austrieci și sunt foarte bune. Vă mulțumim. Dar la moment am negociat 23 de MAN-uri. Vă mulțumim, domnul Sorocean, aveți a doua întrebare? Tot aceeași, înțelegeți, mai mult ca atât, dacă este credit tehnic, dar nu în bani. Eu nu văd problema să nu indicăm deloc marca mașinii sau auto special. Sau indicăm ceea ce este stipulat în raport. Fără analogic. Noi știm de care situații sunt, eu nu vreau să vorbesc că și în cazul ăsta poate fi ceva, dar în principiu, dacă începem să scrie sau ceva sau nu ceva, apoi se întâmplă, știți, depinde de prețurile, depinde de marca mașinii autospeciale și începe diferențe în prețurile la urece marfă, inclusiv și asta. Mulțumesc. Domnul Diacon, aveți ceva de mai menționat? Deci pot să menționez doar că noi am discutat într-adevăr și în comisie acest aspect. Nu vor fi alte autospeciale decât cele furnizate de austrieci. Deci nu pot fi, de fapt, decât mai bune decât MAN, dacă vor fi propuse. Dar, la moment, negocierile s-au făcut pe 23 de MAN-uri. Vă mulțumim. Doamna Griceanu, vă rog frumos. Doamna Griceanu. Mulțumesc, domnul președinte. Eu, de fapt, am primit parțial răspunsul, fiindcă trebuie să fie foarte clar indicat că asta este un credit tehnic, nu este un credit financiar, așa cum este în raportul comisiei de bază, de ce, domnul președinte a comisiei, să vă rog să corectați în raportul de bază, fiindcă este un credit tehnic și noi concret procurăm numărul de auto speciale. Și nu obținem mijloace financiare, cum este, vor fi folosite pentru dotarea, nu mijloacele financiare, dar creditul tehnic. Trebuie să fie foarte clar specificat și toată lumea să înțeleagă lucrul acesta. Mulțumesc. Este de fapt specificat că este credit export.
Pardon. Da, revenim la comisie. Doamna Greceanu, mai aveți alte? Nu? Doamna Palihovici, vă rog frumos. Referitor la MAN sau alt analogic, ne-a informat acum reprezentantul guvernului, conform prevederilor legii privind la concurență, nu avem dreptul să scrim doar o denumire. Domnul Filat, vă rog frumos. Domnul Filat? Mulțumesc, domnule președinte. Eu și aici cred că noi trebuie să facem o distincție. Eu nu știu ce a spus reprezentantul guvernului. Nu este vorba de proces intern de achiziții, fiindcă întrebările au fost, din punctul meu de vedere, pertinente. Dacă ar fi avut loc achiziții publice în Republica Moldova, de acord. Totul este ok. Nu, ascultați ce vreau să spun până la urmă, domnule Șanu. Eu știu că vă pricepți în toate domeniile. Asta e în primul rând. În al doilea rând, analogia de obicei nu duce la lucruri mai bune decât ceea ce ne propunem. Eu cred că specificarea trebuie să fie exactă. Pentru că ceva analogic poate fi produs nu în Germania, dar în altă parte, care așa ca aspect poate să reprezinte chiar și mai frumos ca design. Încă o dată, eu cred că această precizare trebuie să fie făcută și eu nu văd de ce vă împotriviți în a spune foarte clar care va fi această unitate de intervenție. Vă mulțumesc frumos. Domnul Brega. Mulțumesc. Brega, fracțiunea Partidului Liberal. Conform legii 595 din 1999, la articolul 14.3 stabilește că tratatele internaționale încheiate în numele Republicii Moldova sunt prezentate Parlamentului spre examinare printr-un demers scris al președintelui Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, domn viceministru, care a fost motivul că a fost ignorat președintele țării și n-a prezentat un demers în Parlament? Domnule deputat Brega, avem răspunsul oficial al Ministerului de Externe, prin care suntem informați că documentul, acordul respectiv nu este tratat internațional. Este în aviz. Vă mulțumesc frumos. Nu este interstatal. Asta da. Vreau să spună... Da, nu cade sub incidența normelor de drept internațional a legii 595. Doamna Buliga, vă rog frumos. Domnule, întrebarea care o am poate nu este cu exactitate legată de conținutul acestui proiect de lege, dar din câte cunosc astăzi unele localități cu un număr mare de populație și-au creat propriile servicii de salvatori și pompieri, utilizând autospeciale primite din ajutoare umanitare. Care este, de fapt, viziunea și strategia Ministerului Afacerilor Interne ca aceste servicii să fie funcționale pe întreg teritoriul țării, pentru că am văzut și din presă și din ceea ce cunoaștem că există situații când ele nu sunt pregătite pentru a face față acelor situații de excepție care se întâmplă în satele Republicii Moldova. Dacă aveți o astfel de strategie și să fie asigurat inclusiv și aceste persoane cu salariu și buna funcționare a acestor mașini. Mulțumesc! De fapt, aceste prevederi, mersi, doamna deputată, de fapt, aceste prevederi sunt incluse în programul de consolidare a serviciului salvatori și pompieri, care am menționat deja, a fost aprobat pe 14 martie. Acolo este specificată consolidarea serviciilor, inclusiv în baza aportului de la autoritățile locale, care cu posibilitățile, dacă doresc, să facă mai mult pentru localitățile în care activează, să își procure adițional echipament. Deci noi am mers în întâmpinarea autorităților locale, dar oricum continuăm centralizat să consolidăm aceste capacități ale serviciului salvatori pompieri. Vă mulțumesc frumos, domnul Lipski. Da, mulțumesc, Oleg Lipski, fracțiunea Partidului Socialiștilor. Întrebarea mea e legată cu oamenii, mai mult decât cu tehnica. Tehnica o să fie bună, performantă, scumpă. Oamenii sunt pregătiți pentru a exploata tehnica asta. Sunt care, dacă o să fie service necesar pentru tehnica, ca să lucreze tehnica.
Da, mersi, domnule deputat. Într-adevăr, pe lângă livrarea tehnicii, partea austriacă s-a angajat să facă antrenamentele necesare în totalitate, cursurile pentru oamenii din cadrul serviciului salvatori și pompieri. Mai mult decât atât, acordă și garanțiile pentru tehnica care va fi livrată în conformitate cu normele tehnice în vigoare. Poftim? Apă și nisip deja vom găsi. Nu mai sunt alte întrebări de la domnul Lipski. Domnul Kiril Lucinski, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte, domnule viceministru. Vreau să vă întreb, acordul de credit export a fost semnat? Da, a fost semnat deja. Noi pe data de 21 aici și examinăm procedură de ratificare. Noi nu putem schimba textul acordului. Jumătate de oră discutăm lucru care este inadmisibil. Vă rog foarte mult să puneți votul. Domnul Lucinski, Parlamentul abia își începe o activitate foarte productivă și oamenii au sunt însetați de lucru și de dorință și de aceea astăzi e așa. Ne cer scuze. Dacă nu mai sunt alte întrebări la acest subiect, îl rugăm pe președintele, domnul Corman, președintele Comisiei pentru Politica Externă, să dea citire raportului pentru lectura întâi și lectura a doua, probabil. Domnilor deputați, raportul Comisiei este corect menționat, că este vorba de un acord de credit de export. Deci, ca și în cazul proiectului de lege anterior, Comisia are o singură obiecție. Deci, ca să aducem în concordanță cu legislația în vigoare, trebuie să menționăm în textul articolului 1 din proiectul de lege, după cuvintele localitățile rurale ale Republicii Moldova, să introducem sintagma în sumă de 6.500.000 de euro. Asta este unica obiecție din partea Comisiei și propunem ca acest acord să fie ratificat prin adoptarea unei legi organice în prima și în a doua lectură. Vă mulțumim frumos. Sunt întrebări la Comisie, doamna Greceanu. Mulțumesc, domn președinte a Comisiei. Eu nu m-am referit că nu este corect, dar uitați-vă, alineatul 3. Acordul în cauză prevede acordarea Republicii Moldova unui credit în sumă de 6 milioane. Mijloacele financiare obținute, eu anume la lucrul acesta, la expunerea în așa raport. Așa este, stimată doamnă deputat, numai că pe lângă alineatul 3, lângă alineatul 3 pe care l-ați menționat, mai există și alineatul 2, anterior alineatul 3, corect, scrie acordul aici de credit de export. Și, domn președinte, și în titlul acestui acord, la fel, este expres menționat de export. Eu doamna, trebuie să apăr onoarea Comisiei, domnul Greceanu. Da? Doamna Greceanu, O să aveți posibilitatea neapărat și în corapoartele viitoare din partea Comisiei Economiei Buget și Finanțe să vă expuneți și acum vă rugăm frumos, sigur, pentru precizare, doamna Greceanu. Domn președinte, eu vă rog să țineți cont de lucrul ăsta, fiindcă e important. Cineva ce ne citește să gândește, uite, ne dau și bani și credit de export și să nu înțeleagă diferit. Trebuie să fim corecți. Nu, să transmit consilierilor comisiei ca în toate aliniatele să fie menționate cele sintagme. Când s-o porne de la ideea că cine citește raportul comisiei, citește în ordine respectivă, alineatul 1, 2, 3 și ca să facă economii de text. Domnul Țurcan, vă rog frumos, dacă aveți întrebări în adresa comisiei. Da, mersi mult. Domnul președinte, deci obiecția sau corectarea ceea care i-a făcut-o domnul Lucinski, eu sunt absolut de acord, în sensul acela că, într-adevăr, dacă acord deja a fost negociat, deci se prezintă astăzi pentru ratificare, atunci noi, cu regret, nu putem să modificăm ceea ce ține inclusiv de noțiunea man sau analogic. Asta înseamnă că nu știu, poate din partea comisiei noastre, poate altă comisie plus la dumneavoastră, trebuie să deci controleze ulterior în ce măsură a fost respectată doleanța care unanim a fost expusă din partea deputaților, ca într-adevăr să fie deci alocate anume mașinile MAN. În caz contrar, asta înseamnă că din start, la momentul negocierii, deja a fost creată o posibilitate de a face unele diveri care o aduce la înțelegem noi la ce. Iată de ce eu vă rog așa o doleanță să fie un control foarte strict și dacă ce ține clar, de implementarea acestui corect acord. Deci, pentru claritate, acordurile internaționale sau astfel de contracte, ele pot fi ratificate sau respinse. Ele nu pot fi amendate, modificate. Deci noi avem textul care îl avem
Și prin urmare, nu este datoria Comisiei să urmărească deci, ce înseamnă analog și care sunt mărcile mașinilor care vor fi livrate. Dacă este așa în contract, așa va fi. Asta este realitatea. Dar pe viitor, când se negociază, când se vine la Comisie ca să fie solicitat deci, avizul pentru începerea negocierilor, pentru semnarea acordurilor, atunci toate aceste întrebări trebuie să fie clarificate. Vă mulțumesc frumos, domnul Țurcan, mai aveți întrebări către Comisie? Domnul Țurcan? Domnul Țurcan? Eu am pus o mică precizare în legătură cu explicația care a fost dată de către domnul președinte. Deci, nimeni nu vă lipsește de dreptul de a controla cum sunt implementate. Deci, acordurile care au fost vizate și raportate de către dumneavoastră. Dar, eu deși și am subliniat, în cazul dat, așa cum domnul Ghimpu este, da? Mă adresez inclusiv și la domnul procuror general, să atragă atenție în caz dacă vor fi abateri într-așa mod că în loc de man vor fi analogice, atunci de verificat cine a fost cel care a dus negocierile și de ce în sfârșit noi avem mașinile analogice. Manul, printre altele, se produce și în Belarusia. Da, domnul Țurcan, numai că dacă vor fi și analogice, atunci oricum este conform prevederilor contractului. Fiindcă așa scrie în document pe care noi astăzi îl ratificăm aici în Parlament. Da. Stimate, dragi colegi, noi vorbim despre semnarea unui acord de credit-export. Părțile acestuia sunt Guvernul Republicii Moldova și o respectabilă bancă austriacă. Haideți să-i tratăm cu încrederea că ceea ce s-a negociat, s-a negociat cu bună credință și în interesul statului. Iar funcția de control o poate exercita fiecare deputat din această sală, nu doar din Comisia Politică Externă. Mulțumesc! Da, vă mulțumim foarte frumos, domnul Deaconu, dacă mai aveți înainte de vot, în calitate de autor, reprezentant al autorului, vă rog frumos să luați cuvântul. Da, aș vrea să fac o ultima precizare tehnică pentru stimații noștri deputați. Stimați deputați, acest dar sau, de fapt, analogic, revine din contextul dreptului european. Noi, când am negociat acest acord, am fost nevoiți să respectăm prevederile din partea părții austriece, care nu este în drept să aibă o singură denumire de marcă într-o orice acord pe care îl negociază. Respectiv, noi ne-am conformat dreptului internațional și am fost, dacă vreți, obligați să respectăm această normă, prevedere europeană. Vă mulțumim frumos pentru precizare. Se supune votului pentru lectura întâi proiectul de lege privind la ratificarea acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova și UniCredit Bank Austria privind finanțarea proiectului consolidarea serviciilor salvatori și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova, numărul 15 din 21 ianuarie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Majoritatea, ca să nu mai folosesc cuvântul unanimitate, și pentru lectura a doua la fel se propune acest proiect de lege și vă rog frumos numărătorii să fie pregătiți. Cine este pentru, vă rog să votați. Rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 25. Sectorul 2, 38. Sectorul 3, 14. Cu 77 de voturi. Rectificare pentru sectorul 3. La sectorul 3 plus 12 voturi. Adică 26. Cu 89 de voturi, proiectul de lege cu privire la ratificarea acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova și UniCredit Bank cu referire la finanțarea proiectului consolidarea serviciului salvator și pompieri în localitățile rurale ale Republicii Moldova a fost aprobat. Autorul a solicitat amânarea proiectului de lege inclus cu numărul 6 pe ordinea de zi, ce ține de acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru reconstrucție și dezvoltare în vederea realizării proiectului de achiziție a locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare și îl excludem de pe ordinea de zi și trecem la numărul 7, proiectul de lege pentru ratificarea acordului privind participarea Republicii Moldova la programul Uniunii Europene, competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, COSME 2014-2020, prezintă proiectul domnul Tudor Copaci, viceministru al economiei. Stimați deputați, propunem spre atenția dumneavoastră proiectul de lege cu privire la ratificarea acordului
între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la participarea la programul COSME 2014-2020. Este un program a Uniunii Europene cu un buget total de 2,3 miliarde euro, cu alocare de 275 milioane euro pentru 2014, în creștere treptată până la 430 de milioane de euro în 2020. Grupul ținte la program sunt organizațiile de suport a afacerilor din Republica Moldova, întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, antreprenorii, administrații regionale și naționale. Principalele priorități al programului COSME este îmbunătățirea accesului la finanțe, îmbunătățirea accesului la piețe, îmbunătățirea condițiilor cadru pentru competitivitate, promovarea spiritului antreprenorial. Rugăm susținerea acestui proiect de lege. Vă mulțumesc frumos. Către raportor, reprezentantul autorilor, doamna Dominti, vă rog frumos. Stimate raportor, nu punem la îndoială că este un proiect bun, dar vreau să precizez în legătură cu contribuția financiară pe care trebuie să o facă statul. Din nota informativă și din acord se vede că trebuie să facem o contribuție care ați calculat-o la 52.000 de euro anual. Totodată, în nota informativă scrie că prevederile acordului vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2014. Deja suntem la 1 ianuarie 2015. Eu vreau să vă întreb, această contribuție noi trebuie să o facem și pentru 2014, pentru că probabil că acordul va intra totuși în vigoare și vom fi eligibili la aceste fonduri doar din momentul în care vom ratifica acest acord în Parlament. Cu banii pe 2014, ce se va întâmpla? Am să dau o explicație. Stimată doamnă deputat, cu referire la cotizație este de 53.000 de euro anual, este calculează în baza raportului sau este proporțional cu raportul produsului intern brut din Republica Moldova raportat la suma tuturor produselor internelor brute din Uniunea Europeană. Deci este o cotă de participare destul de mică, deci doar de 53.000 de euro la un buget total de 2,3 miliarde. Totodată, ce se referă când intră în vigoare din la 1 ianuarie 2014, vreau să menționez că deja noi din 2014 putem să aplicăm dosarele la acest program, dar ele vor fi eligibile doar după ratificarea acestui acord în Parlamentul Republicii Moldova și achitarea cotizației corespunzătoare. Deci, noi cotizația vom achita-o doar pentru anul 2015. Din momentul primirii banilor, proiectele noastre deja vor fi eligibile, adică vor fi trece în comisii corespunzătoare. Doamna Dominti, vă rugăm. În acest sens, poate mai așteptăm vreun an de zile. Aplicăm dosare, dar achităm contribuția din 2016. Stimată doamnă deputată, eu vreau să înțeleg că am economisit de un an de zile de când obținem. Deci, eu vreau să menționez că noi deja suntem harnici, deci vorbim despre guvern și deci deja două proiecte sunt aplicate. La acest program două proiecte sunt aplicate. Deci vorbesc despre proiectul de participare la Enterprise Europe Network, asta e rețeaua europeană a întreprinderilor, la care a fost aplicat ODIMU, Camera de Comerț și Industrie, Agenția pentru Inovare și Transfer, Camera de Comerț. Deja au aplicat la acest program. Deci și au aplicat la alt program, cum se numește Erasmus, pentru tineri antreprenori. De ce noi deja am aplicat proiecte? De ce consider că trebuie cât mai repede să-l ratificăm ca să deja să fim eligibili la analiză. Vă mulțumim frumos, doamna Greceanu, vă rog frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, ca să fie clar pentru toată lumea, noi, Moldova, după ratificarea acestui acord, devenim eligibili pentru a beneficia de resursele financiare a acestui parteneriat, acord. Da, și de când? La prima etapă, stimate doamnă deputat, într-adevăr, noi la instrumentele financiare nu suntem eligibili, deci suntem la următoarele trei componente, dar vreau să menționez că odată cum Republica Moldova va fi evaluată pentru a trece la următoarea etapă, deci noi vom fi, deci ne va comunica și cotizația Republicii Moldova va fi mai mare. Dar vreau să menționez că noi participăm la aceleași condiții ca și țările din Uniunea Europeană. Deci asta este, cred că, cel mai important și Republica Moldova este prima țară din parteneriatul estic care a aderat la acest acord.
Și eu cred că cele 50.000 de întreprinderi mici și mijlocii care există în Republica Moldova trebuie să le acordăm aceea posibilitate să participe la acest program, deoarece este benefic pentru economia Republicii noastre. Doamna Greceanu, a doua întrebare sau precizare? Mai mult precizare. Domnule raportor, pot ne menționați care sunt acele trei componente de care Republica Moldova va beneficia? Și un comentariu mic. Noi, de fapt, multe inițiative suntem primii, aderăm și pe urmă nu știm ce să facem cu asta și care e eficiența Moldovei de la această participare. Cu plăcere, doamna Greceană. Deci prima componentă este îmbunătățirea accesului la piețe, ceea ce pentru noi este foarte important, anume în situația geopolitică existentă în Republica Moldova și în țările care ne înconjoară. Deci următoarea componentă este îmbunătățirea condițiilor cadru pentru competitivitatea. Noi cunoaștem foarte bine că pentru a participa pe alte pieri, urmează ca întreprinderile noastre mici și mijlocii să fie competitive, să asimileze mai mult transfer tehnologic, tehnologii noi și așa mai departe. Deci competitivitatea, cred că și investițiile acum este primele elemente de bază în cadrul economiei noastre. Și a treia componentă este promovarea spiritului antreprenorial. Deci iar antreprenoriatul feminin, antreprenoriatul pentru tineri și multe alte programe în Uniunea Europeană. Cum este Erasmus, de exemplu? Doamna Fusu, vă rog frumos. Corina Fusu, fracțiunea Partidului Liberal. Prima întrebare se referă la faptul dacă două categorii de cetățeni, femeile și tinerii, vor avea priorități sau unele avantaje în aplicarea proiectelor în cadrul acestui program. Da, stimate doamna deputat, eu vreau să menționez că, într-adevăr, antreprenoriatul feminin stă la baza sau este, să zicem, are o prioritate în promovarea acestui program și, totodată, așa cum am menționat, noi deja am depus actele și documentele pentru participarea la programul Erasmus, asta e pentru tinerii antreprenori. Și, într-adevăr, dosarele acestea sunt primele pe masă a Comitetului de Evaluare în cadrul Uniunii Europene, dar vreau să menționez că, într-adevăr, femeile sunt foarte active, deci în cadrul multor proiecte a întreprinderilor mici și mijlocii, cum îi pare 1 plus 1, în jurul la 40% sunt finanțate, în care manageri sunt femei, 66% sunt instruite doar femei, deci este o creștere și noi susținem. Inclusiv unitățile de implementare sunt conduse de doamne, cum e și Odimu, de exemplu. A doua întrebare, doamna Fusu. Este foarte îmbucurătoare veste pe care ne-o aduceți, această informație, că femeile sunt active în businessul mic și mijlociu. Așteptăm să avem mai multe femei și în Parlamentul Republicii Moldova și în guvern. Asta va fi pasul următor. A doua întrebare. Dacă există domenii prioritare care ar putea, în primul rând, accesa această finanțare? Deci nu este nicio limitare în cadrul acestui program referitor la domeniile care pot să acceseze, dar după părerea guvernului sau după părerea mea este direcția agroindustrială, direcția de textile, antreprenoriatul tânăr, serviciile și multe altele. Pentru Republica Moldova considerăm că acestea sunt prioritare și urmează cât mai repede să aplicăm. Dar de importanța acestui proiect vreau să menționez că întreprinderile mici și mijlocii asigură Republica Moldova 30% din PIB, 97% din numărul total de întreprinderi. Ne mai vorbim de venitul din vânzări, care este 77 de miliarde de lei la moment. Profit, 2 miliarde de lei. Adică asta e tot ce asigură întreprinderile mici și mijlocii și considerăm pentru noi toate direcțiile sunt prioritare, dar în dependență de activitatea întreprinderilor. O parte din deputați deja sunt convinși și să vedem dacă mai departe. Continuăm, domnul Țurcanu. Mersi mult. Cred că eu sunt și fracțiunea noastră este din partea celor care nu prea suntem convinși. Deci la ședința comisiei noi am pus mai multe întrebări domnului stimatul raportor. Eu îl primesc în orice caz pentru faptul că el, dumnealui, este nevoit uneori să explice niște lucruri cu așa niște cuvinte foarte frumoase, dar generale, deoarece acest proiect confirmă faptul că Palatul nostru de Comerț și Industrie, de fapt, nu îndeplinește deci atribuțiile și funcțiile în tocmai. Deoarece tot ce dumneavoastră ați explicat, avantajele acestea, trebuie să ne aducă anume acest
această instituție. Printre altele, pentru asta nu trebuie de plătit, în cazul dat, 53.000 de euro, dar salariul care este plătit dumnealor, printre altele, destul de normal și solid, deci las să exercită aceste atribuții normal. De ce? Eu consider că și poziția fracțiunii noastre, că în cazul dat, așa cum au spus deja colegii din alte fracțiuni, graba în cazul dat a stricat treaba, nu trebuie să ne grăbim, pionier asta e o chestie bună, dar mă rog, mai bine să stimulăm Palatul de Comerț și Industrie, dar ulterior o să vedem. Dacă va fi nevoie, o moderat și la acest proiect. Da. Domnul Țurcanu, puțin. Camera de Comerț și Industrie este o organizație obștească. Statul nu intervine. Noi nu avem cum să-i dăm indicații ce să facă, cum să facă sau ce fel de finanțare. Finanțarea se face pe bază obștească, membrii plătesc și restul altceva noi nu putem să venim cu alte indicații. Sigur. Și o mică precizare, stimate domnule deputat, eu vreau să menționez că Camera de Comerț și Industrie nu ne asigură accesul în această rețea europeană. Acolo sunt 2 milioane de întreprinderi mici și mijlocii din toată Uniunea Europeană. Sunt din 54 de țări, 600 de organizații parteneri. Și cât de mult noi am vrea, nu e nicio organizație în Republica Moldova care să ne poată asigura accesul la acestea. Dar aderarea la acest program ne va permite să accesăm aceste rețea. Domnul Țurcan, mai aveți a doua întrebare? Domnul președinte, eu cunosc foarte bine care este statutul Palatului, vă mulțumesc, dar totodată, mă rog. Deci nu cred că este cazul să atrageți atenția la statutul acestui palat, dar având în vedere că în fruntea acestui palat astăzi se află fostul coleg dumneavoastră, ministrul economiei, ex-ministru de economie, eu cred că dumneavoastră cunoaște foarte bine care sunt problemele economiei și urmează ca să întreprindem măsuri mai eficiente pentru a activa deci, în acest domeniu. Eu nu vorbesc de indicațiile din partea Parlamentului, dar niște recomandări. Ce ține de deci problema acestui program, acestui acord, eu încă o dată repet că eu nu văd în cazul dat necesitatea așa de urgentă și strângentă ca noi să plătim pentru cei ca agenți economici și singuri, dacă pot, găsesc deci parteneri în domeniul comerțului exterior. Da, 50.000 plată pentru 3 miliarde și milioane de alte avantaje nu prea sunt proporționale. Domnul Chirinciuc, poftim. Mulțumesc, domnul președinte. Iuri Chirinciuc, fracțiunea Partidului Liberal. Domnule raportor, spuneți, vă rog, când vor avea acces agenții economici la surse financiare și care vor fi costurile și cota de participare când vom avea acces la sursele de finanțare? Stimate domnule deputat, indirect noi avem acces la banii europeni. Toate aceste ateliere de lucru sau business trip sau cum se numește, oricum ele vor fi finanțate din bugetul Uniunii Europene. Adică tot sunt niște plăți indirecte. Asigură transportul, cazarea, diurnă și așa mai departe. Deci noi indirect avem acces la aceste surse financiare, nu ne putem credita la moment. Dar din momentul când noi vom fi evaluați și vom trece la etapa a doua, atunci vom putea să accesăm. Dacă vorbim despre cotizație, așa cum am menționat, deci este direct proporțional cu produsul intern brut, raportat la produsul intern brut a Uniunii Europene, mulțit la bugetul Uniunii Europene de accesare. Dacă vorbim în euro, ar fi în jurul la 150.000 de euro. Deci nu este sumă exorbitantă pentru Republica Moldova. Deci este de 3 ori mai mult urmează să plătim această cotizație. Domnul Lipski, vă rog frumos. Da, mulțumesc. Dar noi înțelegem că trebuie formată și o structură aici la noi care o să ocupe cu problemele acestea, da? Care e bugetul acestei structuri în afară de cotizații? Noi avem câte persoane se preconizează, ce salariu trebuie să aibă? Mulțumesc. Da. Deci, ca să aduc
claritate la întrebarea aceasta, eu vreau să menționez că acest responsabil de implementarea acestui proiect va fi ODIMU, Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. ODIMU deja implementează proiecte în Republica Moldova finanțate din bugetul de stat în jur la 100 de milioane de lei, deci asta este PNAET, pare 1 plus 1, de aceea în cadrul bugetului de activitate acestei întreprinderi se vor ocupa și cu promovarea acestor proiecte. Deci vor instrui mai precis agenții economici pentru a participa la acest proiect. Nu avem cheltuieli suplimentare din buget, ce și se referă la proiectul COSME. Domnul Lipski, mai aveți alte întrebări sau precizare? Eu pur și simplu țin minte că odată și eu m-am adresat, fiind lucrând în sfera asta de business. Care o să fie modalitatea? Cum oamenii o să se adreseze pentru ajutor acolo? Da, deci oamenii pot să o facă direct, intrând pe site-urile Comisiei Europene, pot să se adreseze la ODIM să-i ajută în pregătirea proiectelor corespunzătoare. O cerere scrisă de formă liberă, atunci se fac cursurile corespunzătoare, se vor face cu grupurile corespunzătoare și se va lămuri și ei va ajuta pentru participare la acest program. Așa vedem o modalitate. Domnul Sorocean, vă rog frumos. Sorocean, fracțiunea socialiștilor. Totuși, eu la întrebarea aceasta antevorbitor, este preconizat sau care au fi principiile de selectare agenției economici la accesul acestei programe? Deci ce se referă la ajutorul acordat de către ODIM nu va fi niciun criteriu de selectare, cine se vor adresa, pe ce îi vom ajuta, ce se referă la Comisia Europeană, deci în primul rând trebuie să fie eligibil, trebuie să fie întreprindere mic și mijlocii din Republica Moldova. Deci și dacă intră după definiții ca întreprindere mici și mijlocii, deja și este eligibil pentru program, deja Comisia Europeană selectează proiectul dat. Sau ele le consolidează din mai multe țări, ca exemplu. Vă mulțumesc frumos, întrebările au fost epuizate, vă mulțumim frumos. Se invită la tribună domnul Igor Corman, președintele Comisiei pentru Politică Externă, pentru a da citire raportului Comisiei. Da, nu toți membrii Comisiei au apreciat hărnicia Guvernului și Ministerul Economiei, scoasă în evidență domnul viceministru Copaci, deci 5 membri ai Comisiei au votat în favoarea acestui raport, deci votul sau numărul necesar de voturi fiind de 6. Decizia privind ratificarea acestui acord urmează să fie luată de către plenul Parlamentului. Dacă sunt întrebări în adresa Comisiei? Nu sunt întrebări în adresa Comisiei. Vă mulțumim frumos, domnul Corman. Se propune votului pentru prima lectură. Da, mă scuzați, este o luare de cuvânt, numai puțin. Domnul Golovatiuc, vă rog frumos pentru luarele de cuvânt. Aveți la dispoziție 5 minute. Pentru ca să fie din partea fracțiunii, am nevoie de procesul verbal al fracțiunii. Sau cel puțin un mesaj din partea președintelui fracțiunii. Doamna Greceanu, vă rog frumos. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Golovatiuc are autorizație să vorbească din numele fracțiunii. Domnul Golovatiuc, aveți 7 minute la dispoziție. Stimat domnul președinte, stimat parlament, мы обсуждаем вопрос об участии Республики Молдова в программе Евросоюза «Конкурентность предприятий малого и среднего бизнеса». Хорошее название. Повторим. Румыны, я внуштю румына. Хорошее название программы. И, как говорится, двумя руками за. За название. Но все мы, уверен, знаем, в каком плачевном состоянии находится наша экономика. Масса проблем. Есть проблемы внешние. Внешние не с точки зрения государственно-территориальных границ, а с точки зрения экономики. Экзогенные проблемы. Но есть и проблемы внутренние. Это высокая изношенность фондов, низкая технологичная, то есть технологическая отсталость, неэффективная структура производства, что, кстати, обуславливает моноструктуру нашего экспорта и высокую степень уязвимости экономики от внешних условий, отсутствие квалифицированной рабочей силы, особенно рабочих и инженерно-технических специальностей, деструктивная налоговая политика, все то, что называется бизнес-среда, отсутствие реальной поддержки предпринимательства и многое другое.
Проблем много, но все они приводят к одному – к низкой конкурентоспособности продукции и экономики в целом. В силу этого название программы не только не вызвало у нас отторжения, но, напротив, интерес. Более, я и мои товарищи поддержим любое действие, любой законопроект, реализация которого реально приведет к снижению уровня бедности и экономическому росту на основе модернизации экономики, стимулирования предпринимательства и поддержки, реальной поддержки отечественного бизнеса. Но что мы видим в данном случае? Я не буду построчно разбирать представленный документ по каждой из шести статей, а по сути, то есть что предусмотрено в предложенном проекте. Тем более, что участие в этой программе это не просто так, а в контексте подписанного соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Мы неоднократно и обоснованно заявляли, что открытие нашего рынка ни к чему хорошему для экономики и для жизни населения не приведет, как раз имея в виду низкий уровень конкурентоспособности нашей экономики. Что же даст нашей стране, что даст нашему бизнесу участие в этой программе? Может, реальный доступ к фондам ЕС? Перед выступлением я думал, что докладчик ответит на эти вопросы, и мне будет неловко как бы выступать. Но я увидел, что этих ответов нет. Более того, он даже подчеркнул, было даже подчеркнуто, акчесла ресурсы финанчари, диурна, казари, транспорт, etc. Итак, реальный доступ к фондам ЕС. Соглашение четко отмечено. Ладата интрери инвигуаре акордулы, Република Молдова, партичпела программ ку экчепция, инструментилор финанчари. Правда, дальше отмечено, инказ ДАК, инкурсул дирулери программулы, мандатул фонду Лурпиан, де инвестиции в афи экстинс пентру авиза Република Молдова, че ва пермити пати к цара сапартичипе ла инструменте финанчари. Конкретно про фонды ничего, сколько, на какие цели, по каким направлениям, какие условия, и вопросы здесь поднимались в этом направлении. Только инказ ДАК, пати в афи экстинс и так далее. Но весьма интересный цели объективили программулы «Энкуражаря унии культур антрепренуриали ин Европа». Шинка уна, фуарти интересан, крештеря компетитивитеции дурабили, а интрепрендерио дин уе. Шинку момент. «Ин компартимент результатели аштептати, пентру церели уе, у индустрии май компетитивы, un număr mai mare de întreprinderi și o rată de angajare mai mare pentru țările UE. Вместе с тем, в стране уже действуют различные проекты по повышению конкурентоспособности нашей экономики, в частности Мирового банка. На эти цели получены миллионы долларов, миллионы евро, кстати, кредитных денег, которые надо будет возвращать. А каков эффект? Что, мы стали более конкурентными на внешнем или даже на внутреннем рынке? Отнюдь. Глава представительства Всемирного банка в Молдове Абдулла Исек заявил, что в случае, если удастся улучшить бизнес-среду, то у нашей страны есть прекрасная возможность повысить конкурентоспособность и обеспечить экономический рост, основанный на экспорте. Подумайте, если удастся улучшить бизнес-среду, мы сможем повысить конкурентоспособность. Что, для улучшения бизнес-среды надо ездить в Европе, а мы сами этого не знаем? И опять же, если Мировой банк худо-бедно дает деньги, то в данном случае лишь... И автор подтвердил это «Encourajarea unei culturi antreprenoriale in Europa, cunoașterea condiții de business, etc.» То есть круглые столы, кофе-брейки и тому подобное. 20 лет ездили недостаточно, надо ездить и сейчас. На комиссии я задал прямой вопрос. Уверен, думает ли господин, уважаемый господин Тудор Копач, что участие в круглых столах повысит конкурентоспособность молдавской продукции? Ответ был «да». Короче, фракция партии социалистов не будет голосовать за ратификацию данного соглашения, потому что участие Молдовы в данной программе не будет способствовать повышению конкурентоспособности ни малых и средних предприятий, ни экономики в целом. Вместе с тем, как уже было отмечено, мы поддержим любое действие, которое реально приведет к росту экономики, процветанию нашего государства и улучшению жизни граждан. Сегодня экономика страны нуждается in alčeva, не в туристических поездках бизнесменов за государственный счет, а в серьезных инвестициях и в реальных рынках сбыта. Бизнес нуждается не в круглых столах,
где бы они узнавали, как хорошо им там работается, а в прекращении всевозможных проверок и наездов. Наши бизнесмены знают, как работать и умеют торговать, уже научились. Им нужна реальная поддержка в решении таких вопросов, как оптимальное налогообложение, недостаток оборотных средств, инвестиции, подготовка кадров рабочих профессий, инфраструктурные проблемы, ибо инфраструктура — это не только дороги, это электро, энерго, водоснабжение, канализация. Сколько проблем в подключении к различного рода сетям, особенно в сельской местности. Все это затрудняет нормальный бизнес-процесс и делает неконкурентной производимую продукцию. Именно на это должна быть направлена как проводимая в стране политика, вся законотворческая деятельность парламента, а не на участие в программах по повышению культуры предпринимательства. Спасибо. Vă mulțumim frumos, deoarece deja am văzut în plen unele propuneri de a lua cuvântul pe marginea luărilor de cuvânt. Aș vrea să vă menționez că se permite doar în situația în care este vizată o fracțiune sau un deputat și doar atunci acea fracțiune și deputat are dreptul să intervină cu comentarii sau cu replică la luările de cuvânt. Liberalnaya politica nu înseamnă neapărat Partidul Liberal. Cu această glumă bună încheiem dezbaterile și luările de cuvânt pe acest subiect și trecem la vot. Pentru lectura întâi se propune proiectul de lege pentru ratificarea acordului privind participarea Republicii Moldova la programul Uniunii Europene, competitivitatea întreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii, COSME 2014-2020. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Pentru prima lectură, proiectul de lege a fost aprobat. Domnul Munteanu, aveți... Politica liberală, da. Trecem la lectura, la votul pentru lectura a doua. Domnul Strălez, vă rog frumos. Domnul președinte, eu propun ca procedura de vot pentru lectura a doua să fie amânată pentru următoarea ședință de plen. Sau eventual după pauza pe care urma eu să o anunț acum, da. Deoarece e timpul să fie luată o pauză până la ora 13:00 și încurajez ca în acea pauză să fie organizată comisia juridică. Doamna Poschi chiar vrea deja să vă fac un anunț membrilor acea comisie. Revenim la ora 13:00. Vă mulțumesc frumos! Membrii comisiei, vă rog să ne întrunim pentru 10 minute. До вас обед. С коллегией на шафел, как мы начнем в 3 минуты. Вам мульцуясь фрумос.
Dragi colegi, să începem atunci ședința, continuarea ședinței de astăzi. Mai sunt câteva subiecte pe ordine de zi și încheiem după aia. Revenind la proiectul numărul 20, proiectul de lege pentru ratificarea acordului privind participarea Republicii Moldova la programul Uniunii Europene Competitivitatea Întreprinderilor și Întreprinderilor a Întreprinderilor Mici și Mijlocii COSME 2014-2020, a fost o propunere să fie amânat examinarea pentru lectura a doua pentru următoarea ședință. De procedură, domnul Valeriu Munteanu. Valeriu Munteanu, fracțiune Partidului Liberal. Domnule președinte al Parlamentului, anterior ați declarat că proiectul numărul 16 este amânat din la solicitarea autorului, adică guvernului. Citesc foarte atent prevederile regulamentului Parlamentului cu pregădere articolul 46 și respectiv nu există o astfel de prevedere când autorul, guvernul poate să formeze, să modifice într-un fel sau altul ordine de zi. Dumneavoastră aveți această oportunitate și respectiv perspectivă și dacă ați modificat ordine de zi, atunci ați făcut un nume propriu și nu o face autorul pentru că suveranitatea a fost delegată deputaților și nu guvernului. Mulțumesc. Nu se dau citire exact articolului de regulamentul Parlamentului, ci se referă la retragerea de pe ordinea de zi a subiectelor, dar explicați-mi și mie cum ar putea eu să aduc forța reprezentantul guvernului din loja guvernamentală să ne prezinte proiectul dacă el este autorul care prezintă proiectul în prima lectură. Asta este, nu sunt exprimări probabil sigure. Tot de procedură, domnul Reșetnikov, poftiți. Da, mulțumesc. A fost amânat acest proiect care are legătură directă cu locomotivele, da? Și domnul Munteanu trebuie să cunoască că imediat ce a fost introdus acest proiect, sala a părăsit domnul Șalaru. Iată, din acest considerent a fost amânat acest proiect. Și tot pe procedură, domnul Lupu. Mulțumesc, domnule președinte. Da, de procedură și într-un fel vreau să mulțumesc pe domnul Valeriu Munteanu pentru amabilitatea de care a dat dovadă numindu-vă pe dumneavoastră membru fracțiunii Partidul Democrat. Stimate domnule președinte, om de mare perspectivă, confirm, este de mare perspectivă, avem mulți oameni de mare perspectivă și în asta și rezidă forța partidului și a fracțiunii. De strictă procedură, stimați colegi. Mulțumesc. Și acum strict de procedură. Folosindu-mi dreptul exclusiv potrivit regulamentului, propun introducerea pe ordine de zi a proiectului numărul 36, ce se referă la funcțiile vacante de deputat, datorită faptului că la propunerea doamnei Apolski. Cine este pentru introducerea proiectului numărul 36 de pe ordine de zi, care sper că au fost și distribuite membrilor Parlamentului? Vă rog frumos să votați. Majoritatea. Următorul subiect este numărul 8 pe ordine de zi. Revenim la subiectul, de fapt, discutat la ultima ședință. Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de Anchetă pentru elucidarea situației de piață financiară și valutară a Republicii Moldova, numărul 31. Vă readuc aminte că data trecută am aprobat componența numerică și nominală, 9 persoane din reprezentanța tuturor fracțiunilor, domnul Igor Dodon, Vladimir Govalatiuc din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor, Ștefan Creangă, Kiril Lucinski din partea fracțiunii Partidului Liberal Democrat, Oleg Reidman, Anatolie Zagorodnoi din partea fracțiunii Partidului Comuniștilor, Marcel Răducan, Sergei Sârbu din partea fracțiunii Partidului Democrat și Iurii Chirinciuc din partea fracțiunii Partidului Liberal. S-a stabilit și un termen pentru prezentarea raportului Comisiei de Anchetă. Rămânea doar ca subiect să nominalizăm președintele, vicepreședintele și secretarul acestei Comisii de Anchetă. Urma să aibă loc discuții în fracțiuni și între fracțiuni și dacă sunt ceva rezultate acestor discuții, vă rog frumos să le anunțați. Domnul Stăreț Valeriu. Mulțumesc, domnul președinte. Urmare discuțiilor în cadrul fracțiunii noastre, noi avem
o modificare în componența nominală a comisiei, care o să rog să o puneți la vot. În locul domnului Kiril Lucinski, îl desemnăm în componența acestei comisii pe domnul George Mocanu. Primul aspect. Al doilea aspect legat de... Dacă nu vă supărați, haideți să punem la vot, să merge procedural. Cine este pentru înlocuirea domnului Kiril Lucinski cu domnul George Mocanu? Vă rog frumos să votați. Majoritatea, domnul George Mocanu, faceți parte din comisia de anchetă. Felicitări. Domnul Strălețu, continuați. Referitor la conducerea și administrarea acestei comisii, fracțiunea noastră, urmând modul în care s-au expus și alte fracțiuni, cine cum vede structura conducerei comisiei, optează pentru funcția de secretar al comisiei și, într-o evitare a cărorva elemente de spectacol politic sau conflict de interese sau mai știu eu care ar putea fi, cred că ok, noi suntem, optăm pentru funcția de secretar a comisiei. Și cine anume din cei doi? Cred că domnul George Mocanu. Alte propuneri din partea fracțiunilor? Domnul Ion Ceban. Domnul președinte, vă mulțumesc. Ion Ceban, fracțiunea Partidului Socialiștilor. În contextul transparenței activității acestei comisii, poate ar fi bine și ar fi cazul să examinăm ca cineva din societatea civilă să participe în acest proces. Este Consiliul Național de Participare. Cu titlul de observator, nu vorbesc de mine, colegi, dați să ascultăm ceea ce propune, vă rugăm frumos. Da, mulțumesc, domnul președinte. Este Consiliul Național de Participare, sunt mulți reprezentanți, poate ar fi bine să examinăm 1-3 membri cu titlul de observare, adică observatori, în cadrul acestei comisii. Nu văd nicio problemă, se cere o transparență în acest sens, este un lucru acceptat de toată lumea, în toată lumea. Domnul Ion Ceban, vreau să vă anunț că în această dimineață am primit în adresa președintelui Parlamentului demersuri din partea organizațiilor non-guvernamentale a acestui Consiliu pe care l-ați menționat, cu desemnarea unor reprezentanți ca observatori în acea comisie de anchetă. Acele demersuri vor fi redirecționate președintelui acestei comisii și deja comisia o să ia anumite decizii. Ei doar în calitate de observatori și pot participa. Domnul Filat, nu? Doamna Ivanov. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, fracțiunea Partidului Comuniștilor ar putea înainta candidatura domnului Oleg Reidman în calitate de vicepreședinte a Comisiei de Anchetă. Vicepreședinte. Da, e și această propunere. Valeriu Munteanu, vă rog frumos. Valeriu Munteanu, fracțiune Partidului Liberal. Având în vedere că coaliția PLDM, PCRM și PD și-au împărțit funcțiile de președinte, vicepreședinte și secretar, cred că nu trebuie să mai insistăm asupra organelor de lucru acestei sau de conducere acestei comisii, dar având în vedere importanța și impactul social al subiectelor care sunt discutate, vor fi discutate de această comisie, avem și noi o propunere ca să aducem un procuror din Uniunea Europeană să supravegheze, să fie observator în acest proces, cu gândul și cu nădejdea că procesul va fi mult mai dinamic. Și dacă e departe și credeți că trebuie să aducem cuiva să-i asigurăm traducere, atunci putem să aducem unul de la DNA din România și fim siguri că lucrurile vor arăta altfel la încheierea acestei exercițiu de lucru. Le doresc succes coaliției și noi o să participăm activ la activitatea acestei. Vă mulțumesc frumos, domnul Munteanu, dar știți foarte bine că regulamentul Parlamentului presupune că și menționează că membrii comisiei sunt doar membrii deputați și de aceea pentru viitor acel procuror european puteți să-l includeți pe lista deputaților pe viitor. Domnul Marian Lupu, în partea fracțiunii Partidului Democrat. Mulțumesc, domnule președinte. Eu, de fapt, mă mirasem de ce așa slăbuți propunerea doar DNA. Eu mă așteptam ca să fie propus și la SRI, din alte structuri, dar, mă rog, все еще впереди, наверное, да? Stimați colegi, ascultând, da, eu înțeleg că pentru început colegii, cum spun, din sectorul din stânga de la mine, fiindcă
opțiunea de lichidare a acestui stat este bine cunoscută pentru acest curent politic. Domnule președinte, ziceam că după propunerea care a fost înaintată de către colegi, anume pentru a asigura caracterul nepartinitor, obiectiv și lipsit de speculații și interese politice, după ce ne-am consultat cu colegii din fracțiune, am ieșit cu inițiativa și cu propunerea ca în calitate de președinte acestei comisii să fie votat în plenul Parlamentului domnul Marcel Răducan. Mulțumesc! Propunere și doamna Greceanu. Mulțumesc, domnul președinte. De fapt, foarte bine că toți colegii din celelalte fracțiuni s-au expus asupra inițiativei noastre, cine să fie președinte, cine vicepreședinte, dar cât de imparțial ar fi, inițiativa ne aparține nouă. Și oricum opoziției revine rolul de președinte, cred că mai corect este. Dar noi nu insistăm. Cum decide plenul Parlamentului? Noi, dacă ar fi propunerea noastră la funcție de președinte, este domnul Golovatiuc. Vă mulțumim frumos pentru propunere, domnul... În ordinea propunerilor, voi pune la vot plenului și plenul va decide. A fost propus domnul George Mocanu în calitate de secretar. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. Cu majoritate covârșitoare. A fost propus domnul Oleg Reidman în calitate de vicepreședinte a acestei comisii de anchetă. Cine este pentru? Vă rog frumos să votați. La fel cu o majoritate. A fost propus domnul Marcel Răducanu în calitate de președinte acestei comisii. Vă rog frumos, cine este pentru? Majoritatea. Luând în considerare că numai un singur președinte, nu pot să-l mai pun la vot și pe domnul Golovatiuc. Destule. Nu sunt numiri care presupune numărarea de voturi. Eu vă spun că majoritatea au votat pentru cele trei. Majoritatea din cei prezenți. Să trecem la următorul subiect și anume numărul 9 de pe ordinea de zi, proiectul numărul 23, proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție, fiind vorba de doamna Vera Macinskaya. Rog la, și o invit la tribuna principală pe doamna Raisa Poschi, președintea Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, în calitate de autor acum. Mulțumesc, stimate domnule președinte, onorat prezidium, stimați colegi, comisia a examinat proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcția unui judecător al Curții Supreme de Justiție, în contextul adresării Consiliului Superior al Magistraturii, prin care informează Parlamentul despre faptul că doamna Vera Macinskaya, judecător al Curții Supreme de Justiție, la data de 22 decembrie 2014, a depus o cerere prin care solicită acceptarea demisiei onorabile din funcția de judecător în legătură cu atingerea plafonului de vârstă din 1 ianuarie 2015, precum și despre survenirea situației reglementate de articolul 25 alineatul 1 litera K, capa și articolul 26 al legii din 95 cu privire la statutul judecătorului. În temeiul articolului 4 alineatul 1 litera A legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior în data de 23 decembrie 2014 a examinat situația dată, precum și a adoptat hotărârea prin care se propune Parlamentul Republicii Moldova eliberarea din funcția judecătorului Curții Supreme de Justiție Vera Macinskaya în condițiile articolului 25 alineatul 1 litera K și articolul 26 al legii cu privire la statutul judecătorului în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. În urmarea votului unanim al membrilor, Comisia propune proiectul de hotărâre privind deliberarea din funcția unui judecător al Curții Supreme de Justiție spre examinare și aprobare în ședința plenară a Parlamentului. Există cererea dumneavoastră și proiectul de hotărâre vă este distribuit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc frumos la autor dacă există întrebări. Nu sunt întrebări. Dumneavoastră ați dat citire și raportului Comisiei sau doar... Distribuit și proiectul raportul de, comisiei da, este distribuit. Și proiectul de hotărâre, efectiv. Dacă sunt întrebări la doamna Poschi în calitatea ei de raportor al
comisiei. Domnul Țurcan. Da, mersi mult. Doar pentru precizare, doamna președinte, totuși, din care dată este eliberată doamna, având în vedere că, deci, să nu se primească că dumneavoastră a participat la unele ședințe a instanței deja după hotărârea a Consiliului Superior al Magistraturii. Noi cum am fost informați de către reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul ședinței comisiei, deci ea nu activează în baza cererii depuse deja din data depunerii din 22 decembrie. Vă mulțumesc frumos. Dacă nu sunt alte întrebări, propun votului acest proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția judecătorului Curții Supreme de Justiție a doamnei Viera Măcinskaya. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Și în cazul de față avem nevoie de numărul pe sectoare. Sectorul 1, 26. Sectorul 2? Sectorul 2, 38. Sectorul 3? Sectorul 3, 12. Cu votul la 76 de deputați, proiectul de hotărâre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție, cu numărul 23, a fost aprobat. În continuare, se propune spre examinare proiectul de hotărâre privind demisia unor deputați în Parlament, numărul 22. Doamna Apolski, vă rog frumos. Mulțumesc, domn președinte. Stimați colegi, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind demisia unor deputați în Parlament și comunică următoarele. Deputații în Parlament Dorin Chirtoacă, Mihai Moldovanu, Veronica Herță, Grigori Belostecnic și Ion Tomai au prezentat președintelui Parlamentului cererea privind demisia și renunțarea la mandatul de deputat în Parlament. Conform articolul 2, alineatul 8 al legii din 94 despre statutul deputatului în Parlament, cererea de demisie din funcție de deputat se prezintă președintelui Parlamentului, iar Parlamentul, prin hotărârea sa, va lua act de cerere de demisie a deputatului și va declara mandatul vacant. În acest context, Comisia Juridică, Numiri și Imunități a luat act de cererile de demisie a deputaților în Parlament, Dorin Chirtoacă, Mihai Moldovanu, Veronica Herță, Grigori Belostecnic și Ion Tomai, anexate la prezenta inițiativă legislativă și, drept urmare, membrii Comisiei cu majoritatea voturilor au decis să propună Parlamentului spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre privind demisia unor deputați în Parlament. Și, cu permisiunea, dacă este necesar, dau citire și hotărârii. În temeiul articolul 69, alineatul 2 din Constituția Republicii Moldova și al articolul 2, alineatul 8 din legea cu privire la statutul deputatului în Parlament, Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Se ia act de cererile de demisie a deputaților în Parlament. Ion Tomai, ales din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Grigori Belostecnic, ales din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, Dorin Chirtoacă, Mihai Moldovanu și Veronica Herța, aleși din partea Partidului Liberal. Articolul 2. Se declară vacante un mandat de deputat în Parlament care aparține Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, un mandat de deputat în Parlament care aparține Partidului Liberal Democrat din Moldova, trei mandate de deputat în Parlament ce aparțin Partidului Liberal. Articolul 3, prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării. Mulțumesc. Și vă mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări către raportor, domnul Bătrâncea. Da, mulțumesc, domnul președinte. Vlad Bătrâncea, fracțiune Partidului Socialiștilor. Stimați colegi, propun ca plenul Parlamentului să accepte demisia domnului Dorin Chirtoacă din funcția de primar general, deoarece în Parlament dumnealui reprezintă PIC-ul mai puțin. Domnul Bătrâncea, propunerile trebuie să fie și legale și regulamentare. Dacă sunt alte propuneri, domnul Bolea. Da, domnule președinte al Comisiei, la acest subiect a fost depusă o opinie separată care, și o propunere care nu se reflectă în raportul Comisiei. Stimate coleg, eu știu, este o opinie, așa cum ați formulat-o dumneavoastră, opinie separată, dar nu este regulamentară, nu este prevăzut regulamentul Parlamentului în instanța de judecată, ar fi cazul, poate, dar aici nu există reglementările speciale. Ea este, așa cum am promis și m-am ținut de cuvânt, ea este anexată la tot dosarul care este la acest proiect și raportul comisiei respective. Atunci dar am spus că obiecțiile care le aveți le puteți face în plen, asta ar fi, cred că, cel mai bun. Atunci vă rog să mă înscriți după culoarele de cuvânt. Sigur, domnul Bolea, vă mulțumim, domnul Țurcan.
Da, mersi mult. Doamnă președinte, în primul rând, în preambul, eu cred că este cazul să facem referință și la articolul 5 al legii cu privire la statutul deputatului. Asta e una la mână și doi. Eu așa înțeleg că propunerea sau, mă rog, opinia separată, asta deci nu este luat din practica judiciară, dar opinia deputatului. Deci la articolul 2 se declară vacant, trebuie de indicat numai decât și din data depunerii cererii a deputaților. Deoarece anume așa, deci prevede articolul 5 a legii cu privire la statutul deputatului. Asta e una la mână și doi. În Constituția, articolul 69, alinea 2, la care faceți referință, este în mod imperativ indicat că mandatul deputatului încetează în cazul incompatibilității. Acest caz este stabilit în legea articolul 5, se dă o lună din data validării, 9 decembrie, o lună, 30 de zile mai bine spus, înseamnă că până pe data de 9 ianuarie. Toți deputații în cauză care au depus cerere, ei s-au încadrat. Domnul Chirtoacă 29 decembrie, restul pe data de 6 ianuarie. Dar neeliberând din data cutare, noi creăm un precedent când Parlamentul prin hotărâre încalcă și prevederea constituțională și, deci, în mod voluntar prelungește termen care este prevăzut de legea cu privire la statutul deputatului. Mulțumesc. S-a discutat acest subiect și în cadrul comisiei. De fapt, dacă ne referim la articolul 5 la care indicați dumneavoastră, aici nu este indicat că în hotărâri noi trebuie sau este necesară indicarea datei. Vreau să spun că mai mult ca atât, am știind că o să apară acest subiect în cadrul ședinței, am ridicat chiar și mai multe hotărâri vis-a-vis de declararea funcției, deci vacanței mandatului deputat și am observat nicăieri, nici într-o hotărâre parlamentară de ani de zile nu s-a făcut trimitere și nu este obligatoriu, pentru că mandatul deputatului este valabil și are puterea de a acționa atâta timp cât nu există o hotărâre a Parlamentului și asta absolut nu influențează asupra activității deputatului în cazul de față. Domnul Țurcan, a doua întrebare sau precizare? O precizare. Eu nici cum nu pot fi de acord cu deci concluzia dumneavoastră că acest mandat este valabil. Constituția clar prevede că mandatul încetează din momentul apariției cazului de incompatibilitate. Legea care este legea cu privire la statutul deputatului, articolul 5, prevede termen de 30 de zile când deputatul poate să decide. În caz dacă acest termen de 30 de zile este depășit, atunci de drept, deci persoana respectivă este suspendată din funcția ocupată paralel cu funcția de deputat. Ce faptul că n-au fost indicate anterior în hotărârile precedente, asta nu înseamnă că greșelile deci din trecut noi trebuie să le multiplicăm mai departe. Cu tot respectul, dar n-am să fiu nici eu de acord cu dumneavoastră, din simplu motiv că termenul de 30 de zile în articolul 5 din legea cu privire la statutul deputatului prevede depunerea cererea și nici de cum ridicarea mandatului, pentru că mandatul deputatului este ridicat și nu mai este valabil din data adoptării hotărârii Parlamentului, poate fi depusă și cu o lună și cu două în urmă și noi abia să revenim în cadrul ședinței de a examina, pentru că hotărârea intră în vigoare la data adoptării și de aici mai putem vorbi că nu mai are calitate de deputat. Este termenul numai de deci depunerea cererii. Vă mulțumim frumos. E o dezbatere care probabil ați avut-o cu lux de amănunte posibilitatea să o aveți în Comisia Juridică, ba mai mult decât atât, fiind o materie de drept constituțional, vă puteți adresa în baza împuternicirilor pe care aveți la Curtea Constituțională. Domnul Filat. Stimate domnule președinte, stimați colegi, sigur noi putem să continuăm aceste dezbateri, iar dacă vorbim despre incompatibilitate, puteți privi și în direcție opusă, ca fiind incompatibilitate, nu obligatoriu în calitate de deputat. Și am putea să continuăm și mai departe această polemică. Legea spune foarte clar, mandatul este valabil până în momentul în care este aprobată hotărârea Parlamentului, odată.
Eu credem, în lege scrie. 2. Eu credeam că noi le vom mulțumi colegilor deputați pentru munca care au depus-o până în prezent, le vom dori succes în activitățile care urmează să le desfășoare și noi să încheiem această ședință și să ne ducem să continuăm să muncim. Da. Domnul Diacov. Da, domnul președinte, estimați colegi. De fiecare dată aproape apare această discuție în jurul legalității termenilor, când este valabil, de ce s-a scris atunci și se adoptă acum decizia Parlamentului. Dar eu vă rog, domnul președinte, poate puneți o sarcină în fața Comisiei. Cum se procedează în alte părți? Fiindcă în două legislaturi, în Parlamentul Republicii Moldova, când deputatul scria cerere, președintele Parlamentului o dă citire acestei cereri și anunță locul vacant. Să ia act de această cerere și să anunță locul vacant. Așa au fost în două legislative. În 93 și până în 98. Așa a fost. Și esențial nu este hotărârea Parlamentului. Esențial este decizia deputatului de a depune mandatul. De ce facem noi din chestia asta? Comisii, examinare, deputatul dacă a scris cerere că eu depun mandatul, gata, s-a terminat. De ce? Cred că ar fi bine, acum este așa cum este, dar pe viitor poate de examinat și experiența altor țări, ca noi să simplificăm această procedură. Mulțumesc! Vă încurajăm, doamna Poschi, să vă adresați Curții Constituționale, eventual, pentru că există și elemente de constituționalitate și nu o să le discutăm noi aici în plen, că nici nu avem competența asta. Domnul Bolea, a doua intervenție, vă rugăm frumos. Da, stimați colegi, ca să vă aduc aminte, trecutul nu atât de îndepărtat. Odată ce s-a întornit Parlamentul în prima ședință la 29 decembrie, trebuia să fie alese organele de lucru. Și după aceasta examinată deodată chestiunea privind cererile depuse de către deputați. Ori unii colegi au trăgănat acest lucru până în data de 13 sau 15 ianuarie. Între acest răstimp, acești deputați au exercitat concomitent două funcții și aici vorbim despre cazul de incompatibilitate. Tot acel deputat, eu nu știu, probabil că au primit și salarii dintr-o parte și din alta. Ori codul muncii, să nu uităm, articolul 81 clar prevede că ultima zi de muncă a deputatului, inclusiv, este ultima zi de lucru a lui, nu și ziua când dumnealui a depus cerere. De ce eu cred că este oportun în această hotărâre să indicăm data de când această funcție este vacantă. Și atunci sunt trei întrebări. Sau această funcție este vacantă din data când eu depus cerere, sau din data de 9 ianuarie, când a expirat aceste 30 zile, sau din data când a fost sau va fi adoptată această hotărâre. Domnul Bolea, este deja răspuns la întrebarea dumneavoastră. Articolul 2 spune se declară vacante, iar articolul 3 spune prezenta hotărârii intră în vigoare la data adoptării. De astăzi sunt vacante. Dacă nu sunt alte întrebări către raportor, atunci luare de cuvânt solicitată domnul Bolea și ulterior procedura de vot. Acțiunii sau din partea deputatului? Doamna Greceanu. Autorizație și licență din partea fracțiunii. 7 minute. Domn președinte, estimați colegi, la data din 9 decembrie 2014, Curtea Constituțională a confirmat legalitatea alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014, totodată fiind validat și mandatele deputaților aleși. Pe parcursul perioadei de 29 decembrie 2014, 13 ianuarie 2015, în cadrul Secretariatului Parlamentului au fost înregistrate cererile de demisie a deputaților Ion Tomai, Grigore Belosteșnic, Dorin Chertoacă, Veronica Herța, Mihai Moldovanu. Este cunoscut faptul că motivul depunerii
mandatelor de deputat este situația de incompatibilitate cu activitățile extraparlamentare ale deputaților vizați. Deputații care au depus cerere de demisie din funcția de deputat actualmente exercită atât funcția de deputat cât și funcțiile de bază. La comisie s-a examinat proiectul de hotărâre prin care s-a propus a se lua act de demisie a deputaților indicat supra și declararea mandatelor lor fiind vacante. Ori în dezbaterile în cadrul comisiei am avut o opinie separată și am avut o propunere alternativă. A declara mandatele de deputat vacant în privința celor vizați pe proiectul de hotărâre începând cu data de 9 ianuarie 2015. Și aici am să încerc să argumentez poziția mea. Astfel, în temeiul articolului 2, alineatul 8, a legii privind statutul deputatului în Parlament, cererea de demisie se prezintă președintelui Parlamentului. Parlamentul, prin hotărârea va lua act de cerere de demisie și va declara mandatul vacant. În temeiul articolului 5, alineatul 1 și alineatul 2, a legii privind statutul deputatului în Parlament, deputatul care se află în unul din cauzele de incompatibilitate prevăzut la articolul 3 va demisiona în termen de 30 de zile de la data validării mandatului, din funcția incompatibilă cu mandatul de deputat. În cazul în care deputatul se află în unul din cazurile de incompatibilitate și nu a depus în termenul menționat cererea de demisie din funcția incompatibilă cu mandatul de deputat, după expirarea acestui termen, este suspendat din drept din funcția incompatibilă. Vreau să aduc atenție că legea privind statutul alesului local, în temeiul articolului 8 din lege, ales local care se află în incompatibilitate va demisiona din funcția incompatibilă cu mandatul de ținut sau își va depune mandatul în termen de 30 zile de la apariția incompatibilității. Primarul, în cazul în care se află în situația de incompatibilitate, va fi revocat din funcție de către instanța judecată la demersul Cancelarei de Stat sau a CNI-ului. În temeiul articolului 25, a legii cu privire la funcția publică și statut funcționarului public, funcția publică este incompatibilă cu funcția de deputat, iar problema incompatibilității urmează să fie soluționată în termen de o lună din momentul apariției ei. Și dacă nu a eliminat situația de incompatibilitate în termenul prevăzut, funcționarul public este destituit din funcție. În temeiul articolului 81 din Codul Muncii, ziua în citere contractului individual de muncă se consideră ultima zi de muncă. Aici, în speță, este cert că solicitanții demisie din funcția de deputat pe motiv de incompatibilitate au depus cererile de demisie din funcția de deputat în diferite perioade de timp, în favoarea funcțiilor care le-au exercitat anterior. Totodată, aceștia nu au indicat din ce dată pretind demisia, din momentul depunerii cererii de demisie, din data de 9 ianuarie 2015 sau din data la care va fi adoptată hotărârea Parlamentului. Din contra, noi constatăm că aceștia nu au demisionat nici dintr-o funcție până astăzi, ori demisia nu se echivalează cu depunerea cererii de demisie, ci cu întreruperea de facto a relațiilor de muncă. De altfel, soluționarea acestei chestiuni este mai mult decât esențială în condițiile speciei pentru următoarele. În primul rând, în dependență de momentul demisiei se vor calcula plățile salariale și, într-al doilea rând, în dependență de momentul demisiei, se va stabili corectitudinea acțiunilor deputaților vizați pe hotărârea Parlamentului în ceea ce privește soluționarea incompatibilității legale și legalitatea actelor și acțiunilor întreprinse de către aceștia în funcțiile pe care le exercită după data de 9 ianuarie 2015. De altfel, prin legile specificate anterior, menționate specificile domeniului lor de activitate, se prevăd niște sancțiuni deosebit de dure pentru nesoluționarea în termen a situației de incompatibilitate. Situația care în speță este una vădită, odată ce deputații vizați de proiect nu au încetat raporturile de muncă, nici de iură,
nici de facto, nici la locul de bază, nici în Parlament, exercitând concomitent două funcții contrar legii. Excepția aici făcând domnul Tomai, care după prima ședință a Parlamentului, mai departe, nu a participat la niciuna din ele. Notez că domnii deputați vizați pe proiect nu se pot prevala de articolul 5, alineatul 2 din legea privind statutul deputatului, deoarece ei au depus cereri de demisie. Problema e că ei nu au pus în aplicare cererile lor de demisie începând cu data de 9 ianuarie, prin întreruperea activității parlamentare, admițând incompatibilitatea de funcții contrar legii, respectiv comițând un abuz de drept. Și aici, iarăși, mă refer la propunerea alternativă care a fost propusă inclusiv în cadrul ședinților Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Noi propunem la articolul 2 din prezenta hotărâre a declara mandatul deputaților vizați în această hotărâre începând cu data de 9 ianuarie 2015. Mulțumim și solicit această propunere să fie pusă la vot. Vă mulțumesc frumos. Se va pune la vot propunerea. Se pune la vot proiectul de hotărâre privind demisia unor deputați în Parlament numărul 22 din 3 februarie 2015. Cine este pentru, vă rog frumos să votați. Vom avea și nevoie de numărător. Sectorul 1? Sectorul 1, 2. Sectorul 2. Amendamentul se face în plenul la luarele de cuvânt. Asta e, a fost luare de cuvânt. Sectorul 1, vă rog frumos, eu am văzut voturi pe sector mai multe. Numai 2. Dodogul nu este. Numai 2. Sectorul 2. Sectorul 2, 36. Sectorul 3, 25. Cu 63 de voturi, proiectul de hotărâre privind demisia unor deputați în Parlamentul numărul 22 a fost votat și propun să mulțumim colegilor, așa cum a fost făcută o altă propunere. Și în același context este un alt proiect de hotărâre, numărul 36. Vă rugăm frumos, doamna Polski, prezentat proiectul, cât și raportul comisiei. Mulțumesc, stimate domnule președinte, onorat parlament. Deci astăzi au parvenit un șir de cereri de la colegii noștri care au fost desemnați în calitate de miniștri, cu solicitarea de demisie și depunerii mandatului, renunțarea la mandatul de deputat. În acest context, Comisia a examinat proiectul de hotărâre a Parlamentului privind demisia acestora și la data de 18 februarie, ținând cont de faptul că Parlamentul a acordat vot de încredere guvernului în componența căruia se regăsesc deputații Natalia German, Oleg Balan și Maia Sandu, aleși din partea Partidului Liberal Democrat de Moldova, precum și Vasile Bîtca, Vasile Botnar, Monica Babuc și Pavel Filip, aleși din partea Partidului Democrat din Moldova. Deputații menționați, așa cum am spus mai sus, la data de 20 februarie au prezentat președintelui Parlamentului cerere privind demisia și renunțarea la mandatul de deputat în Parlament. În acest context, Comisia a examinat cadrul legal, a luat act de cererile de demisie a deputaților Natalia German, Oleg Balan, Maia Sandu, Vasile Bîtca, Vasile Botnar, Monica Babuc și Pavel Filip, anexate la prezenta inițiativă legislativă și drept urmare cu votul unanim al membrilor comisiei se propune Parlamentul spre examinare și adoptare proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este distribuit deputaților, de fapt este parte la inițiativa legislativă. Vă mulțumim frumos. Dacă sunt întrebări în adresa autorului sau a raportorului comisiei. Nu sunt întrebări, luări de cuvânt nu s-au înscris. Supun votului cine este pentru aprobarea proiectului numărul 36, hotărârea Parlamentului privind demisia unor deputați în Parlament. Vă rog frumos să votați.
Vă rog frumos rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 2. Sectorul 2, 36. Sectorul 3, 14. Cu votul la 52 de deputați, proiectul hotărârii este aprobat și vă rog frumos să-i mulțumim și să le felicităm. N-am înțeles. Sectorul 1? 26. Rectificare. Cu votul a 76 de deputați, proiectul hotărârii a fost aprobat. Să le mulțumim colegilor pentru munca depusă în calitate de deputat și să le urăm succese în celelalte activități. Cu această ordine de zi este epuizată. Vă doresc o zi bună în continuare, un bun sfârșit de săptămână și la fel și cetățenilor. Numai bine, pe curând! Evident, ședința este închisă.